Dar am mai avut de-astea, nu știu, să... Cred că cel mai nasol e când te trezești undeva, unde nu știi. Ăla mi s-a o singură dată, mi s-a întâmplat să mă trezesc undeva, unde să nu știu. Da, blackout. Blackout. Și nu știu unde ești efectiv. Și am ieșit și eram undeva într-un complex în afara Bucureștiului. Și am chemat Uber și mi-a dat 18 minute. Nu știai unde ești? Nu, nicio idee. Și după aia, în timp ce eram pe Uber, singur în casa. Erau mai mulți oameni, dar nu știu. Nu prea. Și mie mi s-a întâmplat. Și m-am trezit. Și era în câmp? Da, era un complex ăsta nou, care era în câmp și nu era cu gard făcut așa frumos, tip Cosmopolis sau ceva. Și m-am trezit și mi-a dat 18 minute Uber-ul. Și eu după aia când am intrat în Uber, mă uitam pe geam să-mi dau seama pe ce parte am intrat. Și am intrat undeva pe militar. Deci ce e după militari? Dar am făcut că vreo 40 de minute până acasă. Așa, gata. Și iată că avem timp. Și invitat la, stai să zic eu, aici împreună cu tetelul Natanticu vă spune bun venit și să-i spunem bun venit și lui Bogdan Drăcea! Bună seara! Bine v-am găsit! Deci, știi că lumea s-ar putea să uite dimineața, că ei sunt oamenii... Da, se nu-i problemă. Nu-i problemă. Nu se supără că să aibă o seară bună oamenii care se uită aici. Da, să aibă o seară bună când a venit seara. Da. La ce te-ai gândit când ai venit îmbrăcat așa? Așa, eu? Da. Ce idee ai avut? Te-ai întrebat la fel. Deci poate... Dar aici, când am venit la window shopping, la tine, poți să-l întrebi și să pui poze că este... Păi nu, că la noi în fiecare există o glumă legată de cum vine îmbrăcat. Da. Pe care le dă Tudor, care nu este colegul nostru, care nu este aici, pentru că ți-ar fi răspuns. Deci el în fiecare zi, a, Mușat este, astăzi vrei să agăzi niște pensionari... Pensionare. Și ai zis azi, dacă nu vine, pun ce vreau pe mine. A zis și azi ceva, Tudor? A zis Tudor Baboy? Ceva? Astăzi n-a zis nu nimic. M-a zis ceva. Bă, el zice în fiecare zi că na, omul poate să are vorbească. Ceva legat de hainele mele, dar mie îmi deci, plac. Deci tu nu te-ai gândit la nimic când ai zis... Nu mă, ce? Da, ce? Adică tu te gândești la să fii asortat, să... Da. Adică chiar crezi că merg blugi cu bluză de training. Cum să nu? Da? Nu? Da. Adică eu nu știu, te întreb da, pe tine, da? Eu unde? Zic că e un catalog okay. Din ăsta de... Nu. Unde? Eu am și aia, știi că aia veche de rapper de să-ți asortezi tricoul cu Adidas și... Da? Da. Eu pe asta merg. Și eu ce e de rapper asta? Da, mi se pare că de acolo a pornit foarte mult. Sunt și versuri în rap cu asta. Ia, care sunt? Zine. Mi se pare că, cred că Docare. Ceva în aia, în melodia cu deliric, cu scos din țiplă, zice ceva. De legat, da. Da. Foarte drăguț. Da. Nu te-ai gândit să te faci rapper? Ba da. Și? Pentru că tu ești îmbrăcat ca un rapper, ai avea așa... Și știi că ascult doar și rap și n-ascult altceva. Și manele niciun caz nu dăși din suflet. Da, nu suport. Ba da, m-am gândit, mi-ar plăcea foarte tare să fiu rapper. Dar ce crezi că îți lipsește? Că tot. Îmbrăcămintea ai. Tot îmi lipsește. Nu-ți rău așa, nu pot. Nu pot să mă iei în serios. Dacă zic eu un mesaj sau ceva asta așa. Pentru că lumea știe că faci stand-up și că scrii umor și că ești în zona asta de umor, să-i zic. Aha. Dar dacă ai fi venit de la Turnul Severin, de unde ești tu, direct pe rap, eu n-aș fi zis că nu ești. Pui, dar și țineai telefonul mai așa dacă venea lângă tine direct rapper din Severin, nu? Bă, tu știi că eu nu știam că în Severin sunt... Oameni? Sunt oameni nenorociți. Cum să nu? Pe furpe asta. Nu știam, uite. Din Mehedinți, dar ne mândrim cu... Da? Suntem campioni la nenorociți. Dar sunteți mai șmecher decât craiovenii, dacă e să luăm așa? Adică... Nu, Craiova cred că e peste, dar sunt frații noștri Craiova, adică dăm țepe împreună. Cred că sunt mulți care pleacă din Mehedinți la Craiova doar ca să intre în clanurile astea. Nu știu. Se duc oricând travel acolo în clanuri din Craiova, cel mai probabil. Da. Schimb de experiență. Da, da. De când a început mafioțeala asta în zona respectivă? Pentru că eu nu mi-aduc aminte de mult să fi existat în folclor. Craiova, ce zici? Adică Craiova exista, adică Craiova. Înainte de, nu știu, 90, 90 și, bă, de Brăila știu. El nu zic ca idee. Păi știu, zic dacă ai idee dintre tu ți aduci aminte de, adică eu când mergeam în tabără și spuneam că sunt din Brăila, era imediat și unde sunt cuțitele, știa toată lumea, adică da. Dacă ești din Brăila ai cuțit. Eu nu aveam cuțit, dar adică era o legendă, dar de Craiova nu știu, nu mi-aduc aminte. Băi, dar toată zona aia și Craiova și Severin. Eu țin minte când eram copil că sunt acolo trei frați gemeni sau patru, nu știu că sunt, care ei vând țigări cartonate, mă rog, luate pe nașpa de când sunt eu copil. Și ei în continuare, am trecut anul ăsta pe la bunicii, aceeași scară, aceeași combinație, dar nu zic, mic să-mi față acolo, vând țigări. Dar crezi că poliția nu știe de ei dacă vând? Ba da, vezi că oamenii sunt la alt nivel, adică, dar nu vreau să vorbim despre asta. Ce frică sau nu ce? Vrei să... Nu, vrei tu, pentru nu vreau că să zic, nu, sunt băiat, nu, nu că mi-e frică, îți dai seama. Nu dau pe frații mei în gât. Dar ții minte cu unul din frații, foarte mișto, ne jucam noi fotbal copiii fiind și a venit, a luat mingea,
A dat-o și a dat-o pe un bloc. Și a plecat. Și noi am rămas șocați că, mamă, cum a dat-o la pe bloc? Câtă putere avea. Da, nu ne-a deranjat, nu ziceai nimic. Dar ok, oamenii severi. Ok, nu? La ce... Da, mă, nu e ok. Eu aveam niște verișoare acolo, chiar cred că m-am dat cu un cart fără motor pe vremea aia și mi se părea foarte dezvoltată zona, adică când m-am dat eu cu cartul, părea, mamă, la Severin. Pe toate pe șmecherie dezvoltată. Adică casă cu etaj, cart, bă, mi se părea, mamă, ce țară, da, mă, e altă țară. Da, mă, e după aia, acolo, câțiva ani, e, dar se pe tine, extinde. De ce crezi că nu, sau ce te-a făcut să nu intri în combinații cu băieții? Nu, cred că m-a lăsat mama. Mă chemau băieții, lăsați afară să vindem țigări. Nu, nu vineați, Bogdan. Are nu, da, școală mâine. Anturajul pe care ți-l faci, nu-ți dai seama la început care cum. Adică chiar dacă afli că știi că băieții ăia sunt periculoși sau nu știu ce, dar poți să intri... Da, mă, dar sunt și aia, sunt și aia copiii cu minți sau care n-au ajuns nimic, dar nu fac combinații și eu am fost cu ea. Deci nu fac combinații. Să nu fac combinații. Da, da, da. Crezi că ăsta e cel mai bun lucru pe care l-ai făcut, că ai plecat dintr-un Severin la București? Puteai să pleci la Filiaș. Am făcut și mai bine de atât, dar e un lucru bun. Da? Care e lucrul cel mai bun pe care crezi că l-ai făcut? Uite, copilul meu. Băiatul meu e totul pentru mine. Nu știu, bă. Sala Palatului, cel mai mândru. A, cel mai mândru. Aia e mândria mea în viață. În rest, nu cred că am făcut nimic. Uh-huh. Câți oameni au fost? 4.000. 4.000, dar nu 4, pentru 4, mine 4, au venit, dar am fost jos. A fost cap de afiș singur. Bă, am fost, el și Costel singuri stand-up. Am fost cap de afiș, erau toți mari așa și era o bulină fața mea. Dar lasă că e bună și aia. E bună, e bună. Ți-ai făcut poză, ai... Ce, am filmarea pe YouTube de la Sala Palatului. Da, nu sau mă, ce cu zici? Afișul așa, că ai să ai, ții afișul să am, pui... Au, știi că au făcut la comic, să duc în toate cluburile, au făcut de alea de baie, de le pui la baie, cu da, margini de argintie, căcaturi, ne-a dat și am unul acasă pe perete, dar ele de baie. Adică l-am dat jos din baie, de la comic. Încă mai are un pic de... Dar l-am acasă. Noi de fiecare dată avem aici o întrebare cu care, mod normal, începem, dar să facem așa un intro, să ne mai relaxăm, să mai bem un whisky-le. Whisky-le. Să mai bem un berele. Așa. Care sunt primii tăi bani pe care i-ai făcut cu propriile forțe? Și ce câți? Cu ei? Câți și ce ai făcut, și ce cu, ai făcut cu ei? Și de ce? Bă. Și cum? Și când? Eu am mai făcut în facultate așa niște... Sau combinați. În liceu? Da, mai, am mai dat un telefon acum, nu mă zic, dar... Că și geaca asta am, dacă vreți. Am, dar mă rog, la spui după. Sunt cu mașina, mă rog. Am, bă, nu știu primii... Pe dar, care ți-aduce aminte. Dar că... pot să zic, da, ce am făcut cu primul meu salariu la Orange. Ai lucrat la Orange? Da, am lucrat. Câți la Orange. Are? Nu știu, acum... Acum de curând, adică în București? Da, cred că acum 2 ani în și ceva. Da, am lucrat și aproape 2 ani. La HR. Eram HR-istă la interviuri. N-aveam adică, nicio treabă. Adică sunam treceau, oameni. Eram și eu, dar clar, cu... fiind la început, aveam și un tu superior. Tu doar chemai. Da, și chemam. Sunam oameni și n-aveam voie să le zic câți bani, cât e salariul. Și am tot întrebat și la un moment dat m-au luat unul că e peste 1000. Zic, e peste 1000. Face, dar e 2000, mai puțin de 2000. Și am luat așa până am ajuns. Da, până la urmă i-am zis. Și cât era salariul? Deci am avut salariu că nu lucram full-time, aveam 12 milioane și ceva și cu primul meu salariu, dar eu deja făceam stand-up, dar nu cât să mă întrețin sau așa, cu primul meu salariu când am plecat de la Orange, am luat-o pe jos, pe Victoria, spre casă și m-am oprit și mi-au luat niște aidași de 7 milioane. Băi, cred că o mare parte din populația globului la primul salariu am fost român direct. Da. Român am fost. Păi, mai trebuie să-mi fac un abonament de la Orange. Deci, fiadă, eu aveam un coleg care era deja director de creație, adică era mare, era dezvoltat, nevastă, copil. Deci ăla cum lua salariu, se ducea și-și cumpăra Adidas peste salariul lui cum ar veni. Astfel încât s-a ajuns, nevastă lui lucra în același loc. Și a vorbit cu șeful agenției și nu mai dădea salariu. Îi dădea, îi punea într-un cont. Nu, man, că tu te duci și ți-ai Adidas, lasă aici. Deci iai pentru copil, deci pentru casă. Fii... Mamă, deci există această boală. Deci se ducea, bă, și cum să zic, bă, avea deja familie, copil, și se ducea la salariu. Și Adidas. Și direct la magazin. Avea mai mulți Adidas decât familie. Da, da, și ai să nu, ia zi nevasta. Bă, nu-i mai da banii lui ăsta, soțul meu, bagă într-un cont separat. Nu-i mai da bani la salariu, nu-i mai da salariu la salariu, ca să zic. Nu-i mai da salariu la salariu. Lasă-mă că îmi țin un 5 pe dreapta, mi-am ajuns o lună. Câte perechi de Adidas? Că mă gândesc că ești fiert așa pe Adidas și tu. Da. Câte perechi de Adidas ai, știi? Să știi că am mai dat din ele. Nu mai știu să zic. În ce sens am mai vândut și am mai dat și la averii mei. Ai vândut? Se vând pe second? Da. Sau i-ai și donat? Am donat la averii mei. Care mi-au dat bani. Care mi-au dat bani, nu. Am dat averilor mei și mai vândut din ei. Nu știu câți mai acum, sincer, chiar nu știu. Cu cât se vină pereche
SH, păi să nu zic depinde așa. Depinde de pereche, păi și da, cât de purtați sunt sau dacă, păi sunt da, purtați. Adică nu, nu am ceva, n-am întrebat cu câți bani. În ce procent, să zicem, scade? Că cum e la Mercedes? Mercedes poți la revânzare, păi da, e 75%. Nu, procentul mă interesa, nu... Păi, în funcție de păi uite, de lunar, există perechi care atunci când apar, fiind foarte puține, se vând cu 7 milioane. Știu, după aia, dacă iei și sunt nepurtați, poți să-i vinzi cu 20, să zicem. Dar și dacă ai purtat un pic, tot poți să-i vinzi cu 10-12. Adică deci e șansa să-ți porți, iei? Da. Adică, practic, ei îi porți și le crește valoarea. Acum da, așa e și la plăci video, că de-aia v-am întrebat de calculator ăla, că mă chinui și eu de placă video și numai de două ori prețul. Nu știu, Bavoiaș? E bine. Uite, ajută-l pe Bogdan. Ce placă video ai în ăla? Ce placă video avem în televizor? 3080. Ah, bravo, mă. De ce? E bine. E bine, nu? E bine. Așa, să revenim. Deci primul salariu fiind ăsta de la Orange. 12 milioane. Dar tu aveai abonament la Orange sau la Vodafone când te-ai angajat? La Orange toată viața am avut. De-aia m-am și angajat. Asta la... la Vodafone îmi dădeau 60 de milioane, dar n-am vrut. Sunt cu Orange. Băi, rămân aici. Da, nu, merg cu Orange. Dar totuși, asta e un salariu care, pe sigur, pe care l-ai avut recent și e un salariu unde ai luat. Dar primii tăi bani făcut din, nu știu, ceva, uite... Eu am zugrăvit o scară ca să mă duc la mare. Sau... A, mai făcut comisioane de astea și de prin liceu și în anul 3 de facultate am lucrat. Ce comisiune? Pe care ți-a adus tu aminte cel mai de demult așa? În care ai făcut niște bani și... Bă, uite, mai dădea bunică mea dacă făceam curat. Da, curat, la modul spălat. Nu ardea că hai mamă că ai dai și tu un pic și ia de 10 lei. Nu, era fă curat și dacă nu era curat mai era de muncă. Adică era cam... Dar așa nu mi-amintesc, dar trebuie să fi făcut ceva. Dar mi-am șters viața, nu vreau să mai amintesc. Nu mai vei. Adică până la urmă la tine asta cu ai o glumă la stand-up cu mâncarea de cartofi, e chiar da, pe bune. Da. Adică chiar ai mâncat mâncarea de cartofi, de ți-a ieșit pe ochi. Da, mă, la și acum când vezi mâncare de cartofi, adică te-aș invita o dată la mine la mișto, așa și să spun și fără mai bem un whisky, încă o mâncare de cartofi. Și uite, spun în față, dar fără să știi, îți spun în față un o porție de cartofi, mâncare de cartofi. De, nu, pot, mâncare, nu. Mâncărică, că se spunea mâncărică de cartofi. Mâncărică de cartofi, care efectiv sunt cartofi cu nimic. Cu bulion. Aveai bulion? Aveai bulion, cum se găsea? Asta bă, nu era pot, mâncărică, man. Dar mai de mult lumea mânca cartofi prăjiți. Băi, goi, erau buni. Cu ketchup, asta era max. Nu, asta era un fel de... Nu, că mâncai de nevoie. Nu, era best of... Deci eu mergeam, aveam niște colege în cămin, la regie sau în Grozăvești, n-aveam, bă, pe vremea aia să-l luăm așa, pe vremea nu-ți permiteai niciun bilet de autobuz în general, adică nu că nu-ți permiteai, nu cheltuiai banii ăștia, preferai să-ți iei țigări, bineînțeles. Acum îți permiți un bilet de autobuz, nu știu, s-a mai schimbat viața. Și preferam să merg, man, deci de la universitate până în Grozăvești, ca să mănânc o farfurie de cartofi, de cartofi cu muștar. Bă, și se părea chiar realizare. Deci era un fel, am câștigat această seară. Acum, dacă ar fi să zicem, cum câștigi o seară? Păi am fost la mall, am văzut un film, am deci vorbit. Era o seară reușită. Man, aia însemna asta că am dat lovitura, mea. În cât timp? Acum cât timp? Bine, mă las. Acum ceva timp. În facultate, na. Păi eu nu știu când ai făcut. Și eu pe asta zi, las-o făcut, așa. Deci, la las-o de așa, înțelegi? Și nu contează. Da, eram amărât când în perioada facultății, de aveam 29 de ani. E, da, mă, da, știi? Ești amărât era la anul 3, de-abia făceam 35. Era în facultate... Drept. Am terminat. Ai și terminat drept? Da. Și tot drept. Da, și uite-ne. Exact, uite, vorbim. Cât ai profesat? Da, nu, n-am vrut. Nici. M-am dus direct în armată. Deci am zis, nu, deci, man, nu, eu munceam deja. Munceam de la 19 ani, am făcut și facultatea, m-am întins cu facultatea, adică mi-a plăcut să stau mai mult la facultate și pe aia când s-a terminat, am zis, man, eu nu mai am chef să mai muncesc. Munceam de, nu știu, 6 ani deja. Și am zis, mă duc să-mi iau o pauză, crezând. Mă duc să-mi iau o pauză. Păi dacă... Aveți o pauză, nu vă supărați. Păi așa știam că dacă te duci în armată din aia de teriști, cum ar veni, adică termen redus, da? E Delilah, te trimit acasă la prânz. Man, am nimerit pe unul din Brăila care nu știa ce e aia cu teriști și noi ne-am dus unii... Deci tu ai fost în Irak, hă? Bă, aproape. Deci, ăla, deci mai să atacăm Bulgaria, că aveam niște idei, comandantul. Uiteți, deci am asfaltat, am pus ciment, m-am vegheat, am făcut trage, deci ceva. Deci noi ne-am dus ca să plecăm la ora 2 acasă și am stat o lună jumate. Deci am coleg care a venit, venise
cu o sacoșă, înțeai, o pungă. Știi, eu m-am dus cu geamantan din ăla așa, că na, că era de distractiv. Caterincă, da. Mi-a prins foarte bine, dar ăla s-a dus cu o sacoșică, o pungă de plastic. Bărbosul, știi, pe bărbos. Da, bă, da, cum? S-a dus cu o sacoșă de plastic. Iar eu m-am dus în pantalon, stai așa să termin, m-am dus în pantalon scurt, înțelegi? Că am zis, venim, ne registrăm la două, hai, cum e prima zi de școală, știi cum e? A, ce mai faceți? Dăm flori la doamna dirigintă și hai, mai vorbim un pic și plecăm acasă. Așa m-am gândit și eu, dăm flori lui domnul comandant, înțelegi? Și la două acasă la mămica. Bang! Deci când a început ăla, tu, acolo, tu, la artilerie, tu, la, tu. Man, știi, eram în pantalon scurs, dar aveam, lase niște haine așa, hai să am niște haine în geamantanul de lemn. Sau... Dar nu vă dădeau acolo man, ăsta, uniforme? Sau... Man, da, dar când a început ăla să urle și aș fi apărut în acei pantaloni scurți, bermude de Bahamas, eu așa fi ar fi văzut. Urlat la rupea mine așa dacă se ducea. Și mi s-a făcut frică, man, da. Efectiv, și, puști, și am mers în patru labe, deci cu spatele, știi, ca gândacul, că nici nu puteam să, știți, m-am dus să-mi schimb. Pula, nu, era în fața unui unui, cum să zic, unui batalion de militari care a început să urle la noi. Băgați-vă mințile în cap, unde credeți că ați venit la grădiniță? Și am zis că a gândat cu patru labe așa, cu spatele, deci cu fața cum ar veni. M-am dus la geamantan, am scos alea și mi-am scos o pereche de pantaloni și până să mă stige la mâ, la mușat, și așa am tras pantalonii pe sub scaune pe acolo, când am strigat la mușat, măcar eram în pantaloni lungi, pentru că mi-a fost frică că iau carcere din prima carcere zi. Carcere că te duci în bermă. Da. Dar eu mă bucur că n-am făcut armata. Chiar mă bucur că mi se pare chiar o prostie și o pierdere de timp și că nu știu câte lucruri pot să înveți. Unii zic că, bă, că fac... Da, toată lumea adăsă, că te călești, dar nu. Deci asta zice lumea, da. Vă spun eu că nu e păcat dacă ai pe unul care a fost acolo să-l întreb. Dar ai făcut la teriști. Păi asta zic că primele patru luni n-am făcut. Păi da, pe asta zic că primele patru luni n-am făcut, n-am avut regim de teriști. Da. Ăla ne-a făcut armata militară cu caporal din aia ca în filme care urlau la tine la ureche, știi cum sunt aia în America? Da. De ce nu vă sculați acum? Ce că voi credeți că aveți femei de serviciu? Pentru că așa ne-a zis. Mi-era deci, că o să zbieri mai deci, tare. Deci, da. N-ai fi bun de caporal. Man, ne-a făcut faza asta, era unul, bă, era diliu, era ca în filme. Și ne-a făcut faza asta, știi? Era dimineață, sau chiar în prima zi, ne-a trimis la dormitoarele alea și pe la 4 vine femeia de serviciu și face curat și voi așteptați. Bă, și am stat să vină femeia de serviciu. Noi nu știam că de fapt asta este o glumă. O farsă. Noi suntem femeile de serviciu, înțelegi? Da. Și noi chiar am așteptat acela când a venit. Noi eram gen și nu vine să... Bă, voi sunteți cretini, puneți mâna și când a început să ne... Cu tu speldul pe jos, tu speld WC-ul, tu speld alea. Aceea ne-am dat seama, bă, noi chiar suntem în armată, înțelegi? Și când ne-a zis, luați loc, relaxați-vă, ne-am așezat. Bă, voi sunteți cretini în picioare, cum să stați, că noi ne-am așezat, știi? Da, mă, da. A, okay. Deci, că și în se armată n-ai voie să stai pe pat decât când dormi. Dormi, da. Și atunci, și de-aia zic, deci, învățământ, ce am învățat din armată este că... Ești femeie de serviciu. Man, deci nu poți să... Nu. Ce-a învățat deci cifu doar în WC-ul, nu? Da. Nu vezi, man, nimic, încetați cu învățatul, nu vezi nimic. Da. Singura chestie pe care am învățat-o este că nu poți să cumperi cu bani așa experiență. Nu poți. Da, da. Man, tu acum dacă vrei să faci înțeleg armata, e o chestie pe care nu poți să o cumperi. Poți să-ți cumperi Ferrari, poți să te duci în deșert, poți să te duci în Kalahari să vânezi hipopotami. Man, nu poți să faci armata la voința ta. Știți, aș vrea să fac armata. Nu se poate. Dar nu poți să mă duc să mă angajez. Dar trebuie să treci să faci armata în asta, voluntară. Dar nu mai e gen, mă duc, armata trec aia, prin... Da. Nu, man. Deci absurdul ăla, comenzile alea absurde, adică, what the fuck? Cum beam noaptea din... Cum... Deci, evident că nu ai voie să bei în armată, că doamne ești la discotecă. Da, se bea de se lucra. Man! Man! Deci, ce se... mândru zice, man! Bine, pentru că sunt cele mai frumoase amintiri legate de băut din viața mea. Și culmea că singurele lucruri ce ți le amintești, aia e ciudat. Exact, adică e bun, mișto experiența asta în armată. Și beam acolo unde erau depozitați bocanci. Îți imaginezi cum era? În magazin? Nu, era o, deci o cămăruță gen, cum să zic, cât spațiul ăsta, nu, cât spațiul ăsta unde erau bocancii a 150 de militari, care îți dai seama cum miros bocancii aia? Da. Acolo se bea, era singurul loc unde puteai să bei, că nu puteai să bei în dormitor. Da, mai ferit. Că... și beam până la 2, 3 și se făcea, la 5 era scularea. Da. Și nu îți poți închipui cum e să te scoli la... Adică nu, îți poți închipui, dar m-am nu îți poți închipui să te... Da. Dar să te trezești și 6 luni.
Nu, 6, așa te mai scul. Ah, ai filmare, te-ai sculat, da. Bacmur. Nu, man, 6 luni. Și fiecare seară te duceai la spre dormitor cu gândul în seara asta. Mâine. Nu. Seara asta mă cul de la 9, că la 9 e stingerea. La 9 mă cul măcar doar. Nici o noapte n-a reușit să mă cul înainte de 1-2. Deci de aia când a terminat prima parte a armății, aia de armatei. Neterici cum ar veni, cum să zic, deci eu n-am dormit 4 luni. Ce înseamnă? Eram așa super zombie. Deja intrasem într-o rutină, într-o știi? Rutină, da. Și deja era, dormeam 2-3-4 ore job, pe noapte. Cum ar veni la tine? A, știi când mai dormeam? Odată la 3 săptămâni, 2 săptămâni, duminica în permisie. Uh-huh. Înțelegi? Că după aia duminica deci se aia trebuie să te duci. Tu-s Dumnezeu armății, ține m-a pus. Da. Asta e chestia care n-ai cum să o cumperi. Adică tu la Asia Express, normal, te-ai trezit. Da, cum să zic, ai făcut-o benefol de acolo, da? M-am luat și bani. Hai că am să vă povestesc. Da, nu, mai n-aș pe la tine. Profitați de experiența unui cretin care deci a făcut armata. Deci mă bucur că ai venit, Bogdan, invitat, ca să afli cam cum a făcut mușat armata și... Litem mușat. Da, și încă n-am băut. Și încă n-am băut. Stai să povestesc când beau. Și dacă vrei să-ți povestesc și eu... Da, tu cum n-ai făcut armata? Cum n-am făcut eu armata? Cum am dat eu bani? Unde n-ai făcut-o? Cum de n-am făcut nicăieri. Cum am dat eu bani și am scăpat de armată. Dar man, trebuie să-ți povestesc. Și să treacă așa o oră jumătate. Bogdan, mulțumim mult de tot că ne-ai ascultat. Dacă vrei să mai vii, dacă ai ceva de zis înainte să pleci. Dacă nu, lasă așa, n-a făcut plăcere. Cum s-a întâmplat... Bă, când e vine vorba de armată, nu mă pot abține, I'm sorry. Asta o să tăiem, oricum, ce o să punem, știți ce facem, o să punem la noi, când avem noi doi. Da. Bogdan, acum începe podcastul. Hai, acum e despre tine. Taie tot ce a fost până acum. Trebuie să fie mă despre, lasă-o, că e ok. Eu mereu, mie îmi place când merg undeva să vorbească și gazdele, că nu-i întreabă nimeni. Nu-i întreabă nimeni, așa. Ne vorbim. Vrei să ne întreb ceva? Dacă tot... Vă întreb la final. La final. La final. Așa, ține un pic trecerea ta la stand-up comedy. Cum s-a întâmplat? Cum ți-a venit ideea, cine ți-a zis că ești bun, chiar... Nimeni, nici acum. Nu, asta mă duc. Ideea este, tu n-ai plecat din Mehe, din Turnul Severin, la București să faci stand-up, cum sunt unii care zic, bă, mă duc, nu știu, facultate, hai că acolo a rămas, la facultate. Da. Ai făcut-o de facultate de drept, unde? Am făcut primii 2 ani la universitate. Unde? La universitate, în București, da, asta așa? Strong. Și după aia aveam credite să trec în anul 3, dar am avut un examen din anul 1 de care n-am trecut de 4 ori, gen era ultima la oară. La ce? La drept comercial. Nu, administrativ, scuze, drept administrativ. Comercial era. Ce înseamnă drept? Nu știu, din moment ce a picat de 40 de semn, să zic ce vrei să pun. N-am niciun, cred că mi se pare că erau cu ceva, cu ce trebuie să facă guvernul, parlamentul, cum erau împărțite atribuțiile în puterile statului sau chestia asta. Dar reușit să iei examen? Nu, de 4 ori. Să copiezi nici nimic? Nimic, nu, era foarte și aia dacă nu îți scrie exact. Dar era la stat. Da. La facultate de stat frumos și după aia m-am trezit în situația asta și m-am mutat la privat, dar n-am pierdut anul, adică m-am mutat în continuare la Titulescu. Uh-huh. Și pe Titulescu lejer. De la stat. Și de ce n-ai mai vrut să... Bă, în anul 3 mi-am dat seama. În anul 3 am lucrat moca un an la un cabinet de avocați. Așa? Și mi-am dat seama... Experiență. Poate știu, chiar ai fost serios într-un fel. Am vrut, da. Și am văzut ce presupune și am zis că eu nu vreau să fac așa ceva niciodată în viața asta. Eu aveam impresia că știi când te uiți la suți și zici, bă... Vreau și eu să mă îmbrac la costum fiecare zi, să combin, să mă duc șmecher acolo, să... De aia veniseră foarte mulți la facultate, da. La drept. Erau și sărăcuți unii, împinși de familie de la spate. Și exact asta visau să toată ziua să meargă în costum, adică boală mentală. Bă, și la drept e chestia asta și cumva mi se pare și mie incredibil că am fost acolo și eu mă îmbrăcam frumos la facultate. Adică mai vedeai serios? Oameni de se îmbracă la costum sau din astea, da. Nu cred. Da. Bine, acum... Veneați chiar în costum? Da, mai erau situații. Am fost și în asociația studenților și m-am băgat intens în asta. Eram foarte... Asta eu m-aș scuipa acum, dacă aș vedea unul cum eram eu atunci, m-aș scuipa, efectiv. N-aș suporta. Erai foarte mândru de tine, adică... Mamă, da. Și visai că o să faci mulți bani? Adică bă, asta cred că visează viața? Oricine. Nu, dar cum îți imaginai tu că va fi viața? Bă, eu mă gândeam că mă fac... Nu, cum îți imaginai tu?
Eu mă gândeam că mă fac avocat, fac cabinet, cabinetul meu, uite, ăsta cabinet și aia. Da, ai bine, și de la da, de la whisky-le. Da, stai. Așa, când fac cabinetul meu și sparg, ești nemul, Ferrari, femei, și mă duc și iau unii și muncesc ea și eu doar vin și arăt bine la birou. Cam așa, cred că stai visul. Pentru că asta ai văzut tu când ai făcut... Eu când am făcut practic, am văzut aia șmecherii, dar care erau patronii, dar și ei munceau. Uh-huh. Și aici m-am panicat un pic. Adică nu e chiar așa. Nu ești chiar, adică trebuie să fii foarte, foarte șmecher să nu muncești deloc, dar văzusem că mare parte, eu și duceam dosare și tot ce vedeam în tribunale erau oameni care se țigăneau, efectiv, ăla e cuvântul. Adică te gândești, vezi proces, oameni care sunt la costum și frumos. Nu, la noi sunt oameni care urlă unii la alții acolo. Nu știi care e judecător, care e avocat, doar eu și atât de oameni care urlă. Treaba asta cu umorul în perioada aia, cum s-a intercalat sau s-a integrat sau ulterior, cum, bă, o notiție cum de... ai dat de... umor și de gust. E o notiție de stand-up am din școala generală când am descoperit stand-up-ul și cumva am avut așa în suflet. Pe cine ai descoperit tu? Primele filmulețe pe care le-am văzut au fost, de fapt ți-am mai zis ăla cu Costel din Cluba de avea niște mercuriale de fotbal în picioare. Un filmuleț foarte vechi. Cu Nelu vin colindător. Da, 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 și ăla. Și mai erau, adică erau multe licuite pe net înainte, acum nu mai sunt. Erau și Bobomente și primul spectacol de stand-up la Bobomente am fost mai în liceu. Sunt? Nu prea mai sunt din alea foarte vechi. Păi le-au scos băieții, pentru că și-au făcut specialurile lor, unde alea erau puse pe net de cineva, nu erau puse de ei. Și atunci i-au zis, bă, toată lumea care o să caute Costel pe... Da. Tu să vină pe YouTube-ul meu. Plus că e și ăla lui Teo cu înjurăturile, care ăla a fost viralul vieții. Ăla cu pula mea. Cu pula mea, da. Ăla mi se pare și mie, cum să zic... piatra de hotar a stand-up-ului românesc. Sunt multe, vorbeam și cu Gicu și am zis, man, ăla e. Pe stand-up, mă trebuie de stand-up, ăla e cel puțin pentru mine. Ți minte și când a apărut, eram tot la Happy Fish și a fost mă gândeam că erai în armată când a apărut. Ne uitam în aia cu bocanii și la stand-up. Era tot la Happy Fish și el făcuse 100.000 de view-uri și era gen, mamă, 100.000 pe vremea, 100.000 era un fel de 1 miliard azi. Cam așa era 100.000 pe vremea. Și las că facem și noi. Am făcut și noi ulterior, dar prima dată când l-am văzut pe ăla, ai 100.000. Pă, cum dracu. Da, îl țin minte, a fost bună. Asta e pentru mine? Aia e pentru dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc din suflet, domnul Nanicu. Acolo la dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Așa. Și zi, aveai asta. Hai, sănătate. Doamne, băi, când nu mai... Când... Da, da, da. Când, deci tu zici că aveai aceste schițe și așa din... Da. Ce schițe aveai tu în clasa 8? Ce puteai tu să debitezi în clasa 8 la 14-15 ani? Să zici, bă, aveam stand-up. Știi ce e foarte dureros? Că nu mai simt. Nu, că multe din schițele alea sunt materialul din sala 4-ului. Gen cele mai bune chestii ale mele, alea am impresia că au fost. Dar de ce e dureros? Pentru că mi se pare că alea sunt, parcă simt așa, că mai bine de atât nu... N-am toată lumea are impresia să știi că și eu am impresia că nu există. Dar când îl dai așa ceva, mamă, la mine extraordinar. Dar cu ce mai rupeam eu, aveam impresia, păi și... mai bine de atât, da, exact. Că nu-ți mai veneau idei și că oricum și alea s-au născut din niște, vorba ta, niște schițe, alea care, pe care le-am considerat eu bune, s-au născut din niște schițe pe care le dezvolți în timp și devin... Da. Și le fuiești la ea până devine... Da. Diamant, mulți. Da. Și m-am dus la seară de open mic, unde recomand să vină toți oamenii la toate cluburile. Și am văzut odată toți oamenii care vor să vină să uite, că e foarte mișto. Că vezi și dacă îți place să te uiți și la penibil, ai și de la, adică există. Și să vină oamenii. Ai fost vreodată penibil? Da, bravo. Ok. Uite-o. Cum te simți când ești, când nu merge treaba? Transpir rău de tot. Așa. E rău. Și îți pare rău că te-ai suit pe scenă? Ce simți? Da, nu-mi pare rău, nu. Doar transpir și zic... Că ți-e rușine? Mi se pare că cel mai bun sfat și cea mai bună metodă mi-am dat-o eu singur la un moment dat în viață, că am avut un open mic rău de tot, unde eram foarte la început, și mie de obicei mergea bine. Și ăla a fost primul care, efectiv, ziceam ceva și auzeam cum le bătea inima oamenilor. Ce era liniște, liniște. N-a mers nimic. Așteptau din ce am zis. Gluma și nu venea. Nu, nici nu cred că așteptau. Cred că erau deja tute morți. Și am plecat, da, am plecat supărat rău de tot. Eu mai stăteam la bot și am plecat supărat așa și mi-au dat o șaurma pe drum.
Și am început să mănânc așa și din supărare am zis, da, lasă-mă pula că alții au probleme mai serioase. Și am mâncat așa și mi-a revenit până acasă. Și până stau supărat că n-au râs terminat. Și mi se pare cea mai bună metodă. Da. Și, dar nu ți-a fost frică după aceea că trebuie să te întorci, să faci dreptul, să te faci avocat? N-ai avut... Nu, bă, realist vorbind, n-aveam nicio șansă. Adică și dacă ajungeam să... Adică am terminat, puteam să dau barul ăla, dar n-aveam nicio șansă să le iau. Eu am trecut prin facultate dintr-un bulan total, adică la limită. Drept dovadă că puteam, poate puteam să termin la universitate, dar n-am reușit. Acum, făcând dreptul, acum te întreb din experiență. Legea 3. Nu, tocmai vreau să zic următoarea chestie. Oh. Faptul că tu chiar ai trecut prin facultatea aia, care totuși îți pune bazele societății, statului, politicii. Când vorbești cu oameni care n-au făcut dreptul, nu știi mai multe măcar pe partea asta și zici... Tu nu înțelegi, mă, cum e cu Parlamentul. Păi Parlamentul e format din aleși. N-ai chestia asta că știi? Păi asta cu Parlamentul nostru, n-auzi că n-a trecut. Nu, pe asta nu vezi, asta fix cu Parlamentul nostru. Da, nu. Sau când lumea se ceartă pe nu știu ce curtea constituțională și ei nu înțelegi, tu știi. Nu. Așa un feeling. Eu mereu mă simt, mă, să vă zic. Cum nu, e. Eu mereu mă simt bine lângă oamenii care sunt mai tru așa și mai relaxați. Okay. Chit că știi, taci dracu, nu-i pasă nimănui. Okay. Adică n-am încercat niciodată să zic, eu știu. Sau să, dacă încearcă cineva chestii, să-mi zică, poate le plezni așa, dar nu cred. Beculețe, nu? N-are cum să... Măcar... Bă, nici nu... Da. Mi-am făcut bulată de mișto, nu mai întreabă cu nimic din partea. Practic, nu, adică ai scos din capul tău tot ce a semnat... Da, nu îți pare rău că ai pierdut 4 ani? Nu i-am pierdut, că și dacă făceam ASE, o pierdeam 3 ani. Adică aia a fost supărarea mea, că mai bine făceam ceva să fac 3 ani sau... Păi la asta mă gândesc. Făceam, băgam o biotera de aia. Dar ce-i face acum dacă ar fi să dai din nou la o facultate? La facultate? Acum aș da la cea mai scurtă facultate posibilă. Sau la una la care nu trebuie să merg. Am auzit că există și asta, de doar mai dai... Da, sau dai bani din prima și... Te mai duci așa să mai semnezi uneori tu o hârtie și vezi că ai luat 7%. E bun. Păi, și zici că o să trăiești din stand-up sau cum? Păi trebuie din ce fac acum, pe lângă. De fapt, iar am pus întrebarea la care a zis Teo, băi, știi când ți-am mai povestit când l-am luat la mine la interviu la Libertate, am făcut eu un maraton, nu, l-am făcut un maraton la Libertatea de Alegeri și am chemat mulți oameni și Teo. Și tot așa, vreau din complezență să întreb. Și merge cu stand-up-ul, era înainte de pandemie. Și zice Teo, bă, ești din categoria care nu știe, trăim foarte bine, nu că bine. Și de-aia m-am simțit la fel acum, da. De la cât în sus să pui problema, știi? Că, da. Dar deci tu ești mulțumit de ce faci acum, trăiești din asta bine. Da, dar eu fac multe acum, nu fac doar stand-up, că lucrez și la 99 și la tot. Adică și dacă nu găseam eu ceva de făcut, găseam la un moment dat. Că și în pandemie m-am apucat de YouTube, că nu mai era stand-up, că altfel nu m-am apucat niciodată. Cum îți merge vloggere? Ești mulțumit? E ok. Da, nu trezi. Ok. Nu faci vizualizări. Eu dacă fac 10.000 de vizualizări la ceva din YouTube, da. Cam 7 milioane pe lună. Păi se pun acolo la... Se pun, sunt ok. Ce mai faci din la 99, din ce... Păi nu, asta zic, adunate tot ce fac, e bine. Dar asta zic că YouTube-ul nu e, trebuie să faci, nu știu, cred că trebuie să faci câteva 10.000 trebuie să faci ca să-ți fie cât decât să-și faci un salariu. Un salariu de la Orange. Mai mult un pic. Mult un pic. Când ți-ai dat demisia sau cum ai făcut la Orange? Mi-am dat demisia, mi-a expirat și mi-au mai prelungit ei 3 luni că au fost băieți. Și mi-am dat demisia, am plecat fix cu 2 zile înainte de Sala Palatului. Deci tu când făceai Sala Palatului... Eu deja făceam stand-up. Erai pregătit de Sala Palatului, tu încă lucrai la Orange. Mhm. Dar nu te recunoștea lumea când mai aveai? Știau colegii că fac, nu așa, colegii, dar nu... Oamenii pe clienții. Care îi chemai să se angajeze. Nu, sau... nu era atât de cunoscut. Nu. Spre deosebire de acum. Acum tu pe stradă. Bă, se mai întâmplă. Se mai întâmplă, da. Să-ți mai zic. Mă bucur că mă opresc copii. Da? Păi da, că copiii sunt din YouTube, te opresc. Nu cred că din... Da, da, e cum... Că nu e ca și cum copiii vin la stand-up. Eu m-am uitat statisticile mele și aparent eu sunt mare parte peste 25 și 30 și 40 de ani. Nu prea se uită copiii la ce fac eu și cumva am fost supărat. Și când văd câte un copil care mă recunoaște, atunci ești fericit. Ce, vreau și eu să prind la copii. Ca să ai, să-ți crești... Nu, dar e mai mișto, adică mi se pare că dacă poți să prind atenția unui copil care se uită numai la chestii care trebuie să fie super rapide sau interesante, e mai mișto decât adică unul de vârsta mea care e plictisit și hai, mă pune. Deci e un public foarte atent și... E un public care se plictisește repede și mi se pare că dacă captezi atenția copiilor, e ceva acolo. Interesant. Dar ce... Și-a văd eu. Tu, unde te... Adică care e pragul sau nu, targetul tău în stand-up? Să devii
un headliner în care să vândă singur? Adică o să fie ultimul om. No. Ultima speță. Nu, că sunt unii care se mulțumesc cu middle... Aș fi ipocrit să zic că nu-mi doresc să fiu ăla. Dar ce crezi că îți lipsește? Nu lipsește, adică nu cred că lipsește ceva. E doar de muncă, n-ai cum să fii ăla deodată așa. Dar adică mă uit la toți ăștia care sunteți mai mari și cunoscuți de atâta timp, păi aveți 10 ani minim. Dar n-ai cum cred să... că ăștia care suntem mai cunoscuți, cum spui tu, mm-hmm. nu crezi că poate în afară de Costel, toți s-au folosit de televiziune ca să primească un boost de ăsta de imagine și lumea să vină după ei și așa? Dar... Adică tu crezi că dacă o să-ți faci un special cu care o să rupi, da. O să devii... Nu. Adică nu, cred că ajută care, televiziunea care... foarte... Bă, dar orice ajută, nu e ca și cum faci vreo manevră infectă că te duci la TV sau e marfă. Eu ce vreau să spun este că, uite, de exemplu, tu nu, n-ai ales să te duci la... concurs? La concurs, la Ai Umor. Da. Că majoritatea stand-up-urilor care vin din urmă sau sunt la început, asta este o rampă de lansare foarte bună. Înțelegi? Da, și e foarte greu să te menții acolo dacă o dai bine. Ai. Știi? Uh-huh. Dar pentru unii... A ajutat foarte mult treaba asta. Și tu totuși ai ales să zici pas. Că mă gândesc că ai fost chemat, nu? Da. Bă, pe mulți ai ajutat, dar au și exact chestia asta. Ce ai zis tu că n-au putut să susțină. Că au fost foarte mulți care s-au dus și bă, băiatule, milioane și au distrus și după au și plecat în spectacole și așa. Și acum îi văd cum vin la open mic sau și mai încercă câte o glumă. Și, păi și tu, asta e temerea ta, că bă, decât să mă duc și să nu o mențin, adică crezi că dacă te duce și ai rupe, că na, până la urmă, ceea ce faci tu ca opener și nu numai, ești bine. Mm-hmm. De ce nu? Adică de ce ai ales să zici bă, nu sau ai refuzat? Bă, nu știu, pur și simplu, mi se pare și mai de golan așa de băiat să fii crescut pe la open mic-uri și așa, să te știe lumea, să devii tu cumva bun. Clar trebuie să vină și TV-ul ăla la un moment dat cu ceva, mm-hmm. dar nu știu, n-am simțit-o așa deocamdată. N-am fost pe graba aia așa, fost mai calculat. Și n-am vrut să mă arunc. Și la televiziune, la Porc, cum ai ajuns? Adică cum ai ajuns să prezinți Window Shopping? Unde cred că acolo ai foarte multe vizualizări. Da. Și e clar că ești foarte cunoscut și de acolo. Sau? Da, m-a ajutat foarte mult. Dar cum bine, e tot YouTube. Ai dat un casting? Te-au văzut? Cum a fost? Care e povestea? Dădusem demisia de la Orange și am avut... Mă, demisia, plecasem și am avut sala pe atunci și după aia am zis, bă... E ok cu stand-up, bine, și atunci încă stăteam cu ei mei, nu prea aveam eu grijă așa, dar înseamnă că ar trebui să-mi iau și un job, totul să mai fac niște bani. Și aveau ăștia la Porc 3 joburi. Unul de pus marfă în depozit, unul nu mai știu de ce și unul de ceva trebuia să știu un program. Și am dat mail cu un CV. Zic, salut, uite, așa, eu aș vrea să aplic la oricare în alea două și am zis sincer, eu nu știu programul ăla ce e acolo, nu mă băgați. Și nu mi-a răspuns nimeni. Bă, mult, nu știu, cred că vreo lună sau ceva nu mi-a răspuns nimeni. Și după aia am primit mesaj random pe WhatsApp că sunt deliric, poți să te sun. Și m-a sunat și hai să vorbim să facem ceva, că a văzut că am depus și eu cream că e pentru job-ul ăla, dar mi-a zis că nu, că vreau să facem total altceva. Și a fost foarte tare Vio, mulțumesc mult de ajutor, că eu lucram la 99 deja de ceva timb și l-am întrebat deliric pe Vio, că băiatul ăsta lucrează la voi și Vio a zis, păi nu știu. Eu care în fiecare weekend eram cu camera pe ei, cu hai să facem, să punem pe Instagram, pe muzică. Adică promovai cumva show-urile de la 99? Da, asta făceam, social media. Aha. Export. Și acum ce faci? La 99? Da. Acum sunt mai mult pe organizare, că s-a mărit echipa și nu mai fac media și Photoshop sau așa, mă verific de toată lumea să fie totul pus cum trebuie. Program, postări, anunțuri. Și cum te anunțuri. Înțelegi cu echipa? Sau, bine. De exemplu, cu Narcisa? Bine. De ce râdeți? Ei, așa e. Da. Că e Narcisa. O fire vulcanică. O fire vulcanică și da. Atunci... Da. Te întreb și tu cum care e relația, nu? Chiar e, te dar eu sunt foarte... Cine, nu? Eu și greu să mă superi. E ok. Te super greu, nu? Da, dar mă enervez repede. Dacă e la fel. Cum îți construiești materialele? La ce te gândești, ce te inspiră, când le scrii, de ce, cum? Bă, de ceva timp am început să-mi notez... Asta e baza vieții tale profesionale, bănuiesc. Scrierea da. Materialului. Am început să-mi notez chestii. Dacă îmi vine ceva random, mă notez imediat. Și de obicei când mă culc, aia mă enervează, dar mă și bucură că stau în pat așa și mă zic, mamă, și tare fi asta. Și hai că mă ridic să scriu sau ceva. Și îmi notez și după aia când se pune mie pata să scriu da, mai da, mult. Da. Atât, altceva nu. Nu caut să forțez eu aia să scriu despre asta. Și când scrii? Bă, scriu odată la ceva timp, așa și le iau pe toate. Și după aia mai modific eu pe parcurs, cum simt. Le zici?
le zic și mi se pare foarte mișto. Îmbunătățești? Auzisem, adică cred că așa funcționează la mulți, sunt care fac material pe scenă, deci se urcă cu o idee, și așa. Și aia mi se pare foarte greu, adică eu de obicei mă duc să știu ce zic și dacă mai vine câte o chestie acolo, o bag, dar așa să mă duc de la zero, n-aș putea. Cât de mult știi ce zici, adică știi textul, tot. Știi ideea, tot? Îl știu pe de rost, dar la pe modul... De rost? Da, eu mi-l scriu și mi-l știu pe de rost, dar la modul pe de rost, nu în situația în care dacă am ratat un cuvânt să mă panichez că nu sună la fel. Să-l știu acolo, adică să știu forma pe de rost, nu exact cuvânt cu cuvânt. Folosire, da. În loc de carpet, covor. Da, dar în continuare le repet, mă cronometrez cu voce ce tare prin casă. Asta o recomand mereu la open mic și mai dau de oameni de vin, frate, păi am vreo 10 minute și se urcă și într-un minut jumate jos, că am crezut că am mai mult. Că se întâmplă mai... Materialul. Da, păi ai 5 minute la open mic și zice, bă, eu am mai mult. Bine, mă, dacă depășești un pic, hai zici, după aia într-un minut jumate, atât. E, probabil că iau mai mult în cap, dar pentru că încep, știi că și am pățit asta, când făceam, eu n-am prins open mic, făceam open acting la diversi. Da. Și când ți se pare ție că vrei să demonstrezi, că aveam și moment în care îmi asumam condiția, știam că sunt opener, bă, nu trebuie să fiu eu acum să bubui, să nu știu ce. Și atunci mă lăsam în ce aveam. Ei, și când voiam să-mi demonstrez mie și așa, începeam cu cele mai bune momente. Și dacă la cele mai bune momente pe care eu știam că au funcționat în alte show-uri nu s-a râs, într-un minut jumătate mă dădeam jos, că n-are rost să le mai dau pe alea în care oricum nici eu nu am încredere. Ca așa când prinzi primele două minute, prinzi publicul și bai, mai arunci și de asta, vezi, publicul merge cu tine dacă i-ai prins. Știi? Și bai că asta pățesc și oamenii despre care tu vorbești, că băi, am 10 minute, că o să zic și pe aia, o să zic și pe aia. Și încep cu cea mai tare a ta și zici și vorba ta, să aud bătăile inimilor spectatorilor și zici la modul mare rost să zic asta, nu, am crezut că am mai mult, dar nu. Pentru că eu știu, că eu și am prezentat open mic de multe ori și văd pe oameni, pe băieți, majoritatea băieți, văd așa foarte încrezători și când urcă pe scenă distruși de parcă vin de la... Dar e ok asta, știi, că te dai jos dacă vezi că e nașpa, dar sunt tăia cum sunt și eu, dacă văd că merge rău, păi vă zic tot. A, da, tu ești pe invers. Da, da, eu dacă simt că merge rău, adică zic, nu, hai că trebuie să zic tot. Păi lasă-mă că-i fac eu cu aia pe aia și nu a mers asta, las cu mai aia pe aia, nu-i problemă și mă duc din ce în ce mai rău. Și sunt mulți care fac asta. Care este modelul tău de stand-upper? Pe care crezi că, sigur că fiecare își are stilul, dar, na, la început, mai ales când ești la început, ai un model așa, știi? Bă, aș vrea să fiu, poate nu neapărat din România, știi, dar eu pentru că nu știu engleză, eu aveam modelele din România, adică nu prea mă uitam. Stai, știi că și eu tot pe, nu prea, rar mă uit la specialul de afară, nu, adică îmi place așa, dar parcă n-am răbdare să stau să mă uit. Da, da nu știu, cumva, îmi plac foarte mult, nu pot să zic neapărat unul, sau zic, dar după ce termină. Da, dar din România nu vrei să zici? Nu. Nu vrei de ce? Am mai mulți. Păi am mai multe așa. Îmi place păi ăsta. Păi să zic pe toți atunci, ca să se supere nimeni și aia. Dar îți dai seama ce supărat o să fie, de exemplu, dar micuțul nu e, când ai zis de Borda și n-ai zis de el sau invers. Nu e ca și, oricum nu se uită nimeni la așa. Nu e măi. Ține atunci de fete care îți plac și cu asta, ca să-ți fie mai ușor. De fete din stand-up? Da. Păi e una singură care... Aia nu, că sunt nume. Care? Am mai văzut. Așa, fete care au mai încercat. Sunt pe afișe, man. Păi eu, sincer, în afară de Calița, Maria. Și Luiza, da? Sunt trei deja. Nu pot să zic că da. Sunt, mă, sunt mai multe, dar e subiectiv asta, n-ai cum să. Nu poți să zic că nimeni la mod, bă, aia e cea mai bună. Da. Sigur găsești pe cea, bă, mie nu-mi place. Știi că exista această preconcepție că și pe care am avut-o și eu. Femeile n-au cum să facă stand. Nu sunt amuzante. Așa. Nu e adevărat. Așa eram la început. Până au apărut fetele și au demonstrat că bă, poți să fii amuzantă și... Cum să nu fii amuzantă când vorbești despre... Asta era percepția mea atunci când au început, că în stand-up la început au fost numai băieți. Adică dacă mai urca câte o fată, oricum o dădea de gard și îți întărea de fapt convingerile că n-are nicio treabă. Du-te mă de aici, n-ai cum să fii amuzantă. Bă, dar eu am simțit azi o chestie. Trebuie să tragem niște întrebări pe stradă tot așa pentru următorul episod la porc. Ce am fost la obor. Acolo la unde sunt la oamenii care, da, care mănâncă mici, care joacă table așa. Bă, și am avut, o să apară unul singur cu o doamnă. Restul doamne, deci am fost la, cred că am fost la vreo 15 bărbați, niciunul n-a zis nu.
La, da, noi veneam cu același text, să română, nu pot zic întrebarea, dar ziceam, să română, uite, să facem la mișto, facem un documentar pentru facultate, n-am pare nicăieri, dacă vreți, vă rog să ne răspundeți la o întrebare, adică frumos. Da. Băieții toți, da? Bă, și femeile. Bă, nu m-a răspunsul de aia, nasoaie și în sile și nu, plecați de aici sau una de-a făcut. Da, da, da. Mamă, și așa rău, și până la urmă ne-am intrat în ambiția aia, că n-are cum să găsim. Și am găsit până la urmă o doamnă care a fost drăguță, dar restul... Dar să știi că apropo de asta... Supărate, rău, doamnele. Asta e o chestie românească. Băi, uite, fii atent, apropo de asta, am simțit-o pe pielea mea în Asia, în Asia, la Asia Express. Lăsând țările musulmane, unde, na, mai greu găsești o persoană de sex feminin să te ajute să, nu știu, să facă lucruri sau așa. Okay. Bă, dar în Georgia... Man fugeau, deci fugeau, nu că era, scuză-mă, bă, nu te băgau în seama, deci era, bă, adică pe mine m-o frustra încât spuneam, hello, hello, can you help me with this? No, thank you. Dar bă, nu te, bă, te ignore, deci zici că era, mă, deci te scoteau de mis, mai ales că, bine, acolo e și cu altă miză, că vreai să ajungi în locul respectiv sau să te ajute cu o chestie și nu te enerva și mai tare că, bă, nu, deci era așa, uite, deci eram aici și ele erau și treceau așa. Și era da. Știi? Da, eu zic că nu cred că e universal valabil, dar cum am nimerit noi la obor, dacă vreți vreodată să luați întrebări random la oameni, mergeți la băieți. Nu, n-au vrut fete să vorbească cu noi. Fetele? Fetele, da, doamnele. Nu, nu prea. Nu prea. Asta e o chestie românească, man, în general. Eu. Adică românească, din zona asta. Nu știu, am fost și învățați așa, rușinoși, da. Mincinoși, că... Nu avem curaj să spunem hater. Adevărul, hateri. Dar știi ce tare e apropo de că suntem și hateri, dar noi așa când ne întâlnim față în față, frate, eu n-am treabă cu nimeni, eu sunt, nu știu, dar în spate acolo, în spatele telefonului sau laptopului, băgăm ei și știi? Păi că după aia te întâlnești cu ei, că apropo de hate-ul pe care mi l-am luat eu de la Asia Express, eu sunt convins că oamenii și mulți, adică sunt multe, sunt câteva zeci, dacă nu sute de mesaje, în care măcar am avut înțelepciunea să nu le răspund. Adică să nu, da, e ce să nu intru în poveste, să încerc să explic sau să dau replică la... Dar dacă eu m-aș întâlni cu 90%, dacă nu mai mult, din oamenii, poză. Ar zice, bă, ești ok. Numai departe de aseară, în care a fost tot hate-ul meu, a venit de la treaba asta cu costumul, mă uitam la Asia Express și am rămas fără bere. Și mi-am comandat, evident, am zis, mă, mai duc până la Mega Image să pierd din emisiune, că ăla. Și mi-am comandat pe Glovo. Ai numele tău pe Glovo? Nu știu dacă am numele meu. Ba, cred că am. Stai să vezi. Și vine un băiat pe care a sunat-o pe nevastă sa, că nevastă se uita la Asia Express. Și îmi dă bere și zice, în loc să fiu acasă să mă uit la tine, vin să-ți aduc bere. Zic, a, foarte drăguț. Dar ce le-ai mai ascuns costumul la ăia? Știi? Nu, dar a fost așa. Dar ce le știi? Eu sunt convins că... Nici golan, nici bagăbân. Da, golanașul, băi, strângarule. Dar eu sunt convins că el acasă cu nevasta când era un pat. Bulangiu, băga mea, dar când a fost față în față. Dar ce le-ai mai... Știi, asta am, bă, bine că ți-ai luat ceva sigilat, că dacă îți luai mâncare, cred că nu trăgeai piureul ăla de flecme, sincer, cred că dacă băi, acum trebuie să mă gândesc de două ori când... Schimbă-ți, bă, numele la Glovo, la orice. Dar de ce, mă, stai, când chiar crezi că chiar așa de nasol e? Nu că ți se întâmplă ceva, dar cred că scuipă la om de cineva mâncare, dacă vrei. Păi dacă e sigilată, cum să scuipi pe ea? E, sigilată. Da, cât de sigilată e o pungă deschisă în care e o caserolă care poți să faci așa cu ea? Păi nu, mă, și caserola e sigilată. Nu mai, mă, tot timpul. Cum să nu? Eu mănânc în fiecare zi comandă. Nu știu de unde iei tu, dar la mine... De peste tot. Eu, de exemplu, îmi comand ce ciorbele sigilează? Și astea, ciorbele. Da, mă, dar sunt și de alea care au capac de plastic. Păi da, dar ele sunt... Eu... Fără folie de aia. Păi nu, mă, ele sunt, înțelegi, se vede că sunt desfăcute sau nu, că e capac din ăla, nu știu cum... Au o mașinărie. Dar nu zici rău. Păi, normal. Nu zici rău. Dar uite, pe de altă parte, am și la taxi numele. Mm-hmm. Știi? Și uite, am fost acum, am avut în Iași, ăla și-a făcut poză la aplicație comandă. Ca să le arate colegilor și a zis, hey, nu trimit acum, el mi-a zis, nu trimit acum colegilor că vreau să văd dacă chiar, că îmi zicea, chiar dacă tu ești. Bă, și ne-a dus gratis omul, care la urmă un taximetrist care oricum ne uitasem, nu știu, reflectorul, ne-a dus, ne-am uitat reflectorul, ne-am întors la hotel, a venit înapoi cu... Uh-huh. Și ne-a dus gratis. Bine, nu, ce ai drept, nu a apărut asta cu costumul. Dar mi se pare oricum, da. Adică, acum să nu mai monopolizezi și o discuție cu...
Fiecare are nebunia. Da, cu armata, tu cu armata, eu cu Oase Express. Nu cu Oase Express, cu costumul lui Patriția. Cu costumul Patriției, da. Oase Express e ok, dar nu, boala ta cum e costum, săracul. De la, pe bune, de două zile numai despre costumul lui Patriția vorbește și vorbim. Vorbim că, da. Na, am și avut despre asta. Dar, că știi, ca o glumă și închid, ai zis că de acum eu nu mai pot să mă duc undeva unde, de exemplu, e ceva cu garderobă, că dacă dispare o haină, shame. Vin înapoi. Nana Nicu a fost. Da. Hai să vedem, să vorbim despre compromisuri. Apropo de Oase Express. Că veni vorba. Și o să mă vedeți la Survivor săptămâna viitoare. Da. De compromisuri. Ce? Da. Pentru câți bani? Puțin. Puțin. Bun, atunci ați între eu. Dar știi că te-am întrebat eu aia în vlog, e mai rău? Sau hai, întreabă-mă tu, ce vă simt mai rău? Nu e mai rău. Bine. Pentru câți bani ai renunțat la stand-up comedy să nu mai faci? Adică să nu mai fii deloc în zona asta de stand-up, de umor, de online? Adică să vină cineva... Nici YouTube, nici nimic? Nimic, adică nimic. O sumă în care zici, bă, uite, dacă îmi dai 100.000 de euro, eu renunț la asta și mă angajez înapoi la Orange. Mă angajez la Orange și am 100.000 acolo, da, când sunt bine, nu-mi poate să întârzi când vreau eu. Alege suma, da. Mamă, nu știu. Și efectiv nu mai pot să fac nimic, niciun clip, niciun nimic, da? Nimic artistic. Nimic pe partea asta. Bă, mulți bani ar trebui să fie. Câți? Ca zine suma minimă. Ca să știm cât să-ți dăm. Bă, dar fii atent, zine suma minimă, adică, bă, sub asta nu cobori neam. Nu maximă, minimă. A zis bine, Nathan Ticu. Și după ce iau banii, tot nu mai am voie să fac, nu? Bă, mersi. Să păcălește? Să păcălește. Bine, mă, nu mai fac și pe apare bani YouTube ceva, un clip. Eu n-am știut. Ăsta l-aveam tras. Era la obor și a venit unul, m-a întrebat, n-am putut să zic. Că eu știu cum e să refuz oameni când întreb lucruri. Nu știu, bă, că aș putea să zic ce simt eu acum, zice că n-aș renunța pentru nicio sumă de bani, dar și dacă zic, frate, îți dau 8 milioane. De euro. Nu, da, de euro, mai bine. Da. Nu, dacă îmi știi cineva 1 milion de euro, cred că mă gândesc un pic. Dar nu un știu pic? Să zic. Un pic, da. Sunt mulți bani. Mare e 1 milion foarte de euro, bani. Nu faci în viața știu, ta? Știu, bă, dar ce fac după? Da, am voie să mai vin să beau așa cu voi astea, nu? Asta da, da, nu. Nu te băgăm la închisoare. 10.000 de euro. Nu, 1 milion de euro. 1 milion de euro. Mi se pare rotund, deci dar neimpozabil. 1 milion în mână. În mână, deci milion, nu sub 1 milion. Da, și nu pe firmă ca să stau după aia să văd cum îi scot. Să iau eu. Țiriac, 1 milion de euro. Da. Băi, drăcea, nu mai fă stand-up, uite, ai milionul ăsta. De la, dar sub 1 milion nu ai coborât. Și știi ce fac când găsesc pe cineva și face el tot ce aș face eu? Clipuri, stand-up, așa, asta dar să știe toată lumea. Smart. E bun asta. N-a zis nimeni până acum. Ai putea să-i scrii glumele tale cuiva? Da, dar exact. Și el să zică, bă, eu sunt ăla, dar ăla are interdicție. A găsit o soluție foarte smart, adică face... Dar el e smart, a și terminat dreptul. Dar și pun să semene cu mine, adică eu dacă merg pe stradă nu vreau să-l recunoască pe el, că eu am scris. Eu vreau să rămân. Practic, să fie o sosie. Da. Și nu iese din casă niciodată și dau 1 milion de euro. Da, dar n-ai voie să faci poze și să dai autograf. A, nici asta. Păi 1.500.000 ține a crescut de... că s-a schimbat. Nu, 1 milion, da, e ok, nu, că nu sunt fiul. Deci după 1 milion n-ai coborât. 1 milion, da. Dacă ar veni și ți-ar spune, băi, drăcea, uite care treaba. 900.000. Îți dau 900.000. Ai zis și nu, nene, am zis 1 milion. A zice nu, da. Pe bune? Pe cuvântul meu, nu știu. Eu dacă îți mai pun un whisky, până plecând de aici... Bă, îți dai seama că dacă... Uite, cu 90.000 am niște probleme de... Îți dai seama că dacă îmi zici 900.000, zic bine, mă, e ok și pe aia. Dacă zici 800, zici, bă, e ok și 800.000. De-aia zis. Până la urmă ei nu-i dai. Da, mă, vorba asta cu până la urmă ei. Da, nu știu, cred că aș accepta și mai puțin, nu știu, sincer. Dar pentru o cauză nobilă, noi avem întrebarea asta mereu. Da. Hai să ne gândim exact la cauza nobilă. Cauza dacă nobilă e cu animale, fie... mai convins la orice. Bagă cadrul general, bă, băi. Așa. Să se vadă că zice, ai ce... Să se vadă că e o pulență și noi n-avem sponsor și da. Dăm din banii noștri. Asta am luat-o din banii mei. Da. Dar cauza nobilă. Nu, nu vreau să... Că poate să fie vorba lui vedem noi, Dragoș. Declinăm noi. Ai fi în stare să renunți la sex... Like forever pentru salvarea cățelușilor, căprioarelor și toate animalele care delfini. Ar mai fi delfini, nu știu, balene. Bă, asta cu balene sau așa cred că e mult, dar dacă ar fi să nu mai existe animale homeless niciodată, câini, pisici și ce mai sunt nicăieri, să nu mai fie sau așa, aș renunța. La sex de tot? Da. Dar îmi fac și eu din aia să nu mai simt nevoia, nu știu, castrare chimică sau cum zice. Ce și-a făcut Costel?
Nu, aia e... Asta mai poți să faci copii. Vasectomie, da. Castrarea chimică, cred că da, nu da, mai... Da. Cum e, sunt sau mă bag pe țigări tare de tot până nu mai e așa și... Aia. Și mor de plămâni. Și mor de plămâni. E da, clar că nu se da, mai face. Da, da, da. Mă bag tare pe țigări până mor și oricum nu mai contează. Mai contează. Nu da, e, are să... Și mor de plămâni. Deci asta, asta bună, este... Bună, asta. Asta este, practic, asta cu animalele te, te rupe cel mai tare. Da. A, așa, mi se, pa, mi se pare cinstit târgu. Și plus că mi-a să face statuie. Păi da, nu, am zis că... Aș avea, adică... De rău, mă. Adică la, știi, la universitate de căcatul ăla așa cu ăla... El, cartof sau cum îi zice? Da. Mi-aș face o statuie vieți, mare cartof. Când stau lângă el așa, când stau cu mâna așa. Omul care a salvat... Da, stau așa tot. Omul care a salvat... Cuib de viespi pe ăla? Da, păi asta reprezintă. E cuibul de viespi străpuns de popor. Nu? Bă, n-am înțeles. Da, da, asta e. Noi ziceam la cartof. Ei, da, la cartof, da, era cuibul de viespi, mă rog. Ok. Deci și viespi sunt prietena ta ce ar zice? Foarte bine. Că și așa. Ai prietenă? Te-am întrebat capcană. Da. De ce ai? Sau da. Prieten? Prieten. Uite, o să recunosc pentru prima oară aici. O să vă spun... Pare rău pentru cei care o să... Că n-am mai putut, n-am reușit să iau hate, dar... Dar cum îi spune ei vestea asta? Băi, baby... Crezi că ar mai rămâne cu tine, în primul rând? Nu, cum e? Da, nu. Exact. Nu ar mai rămâne. Dar sunt multe alte motive. A, nu, dar asta dai seama. Dar cum îi spune? Cum ai venit acasă seara, să zice, dar dimineața, nu știu când. Dimineața mort. De la tutun. Mort. Cu mamă, ce mă înțeapă aici, nu știu, da. Plămâni inimă, nu-mi dau să... Cum ea spune că da. Nu mai facem sex, că am salvat da. Toate animalele? Da. Și s-o rău să mai rămână cu tine totuși. Să nu mori între câini și pisici. Că... Păi n-aș muri, că nu mai ai unde, că nu mai sunt pe stres. Le iei și le iei acasă. Că asta presupune să nu mai fie pe stres. Bă, nu știu cum ea zice. Nu cred că ea zice. Aș lăsa-o de la sine așa și la un moment. Ai văzut, mă, că nu mai sunt pisici în fața blocului? Și ea zice că da. Băi, tu de ce crezi că nu mai vin în dormitor? Cu plăcere. Păi să zici să rămână. Tu ai pisici, nu? Trei pisici, câini? De pe stradă. Și un câine care al urmei, da, vine pe la mine, cam des. Pleacă de acasă și vine. Unde? Da, da. Da, stai departe de-ai tăi? Nu, foarte aproape. Și cum te înțelegi cu pisicile? Bine. Eu mi-am dorit câini toată viața. Da, dar pentru că nu vrei să-i chinui. Nu, s-au nimerit. Mi-a fost milă, dar am văzut mereu. Așa a fost la fiecare. Am văzut vai morților pe stradă și mi-a fost milă. Și le-a luat. Pe rând. Și se înțeleg bine între ele. Le-ai castrat? L-ai... Toți sunt castrați acolo. În afară de câine, dar urmează și el, săracul. Da, ea câți ani are? Ce? Câinele câți ani are de... 6 ani. Și nici nu salvează planeta. Nici nu mai mai avea foarte mult. Ba, nu vezi că e top. Care orice nu... mână prinde. Păi să vii pe la noi. Vin ca am cățelușă, oricum, vin cu ea. Nu, că a ta deja chiar? E cu copii, ce s-a că nu ne mai interesează. Puii de cățel? Le-am salvat. Adică... Zi-mă, îmi pare dubios. N-am avut sex cu de 3 luni. De-aia nu mai sunt un pui de pisici pe aici. Nu mai, încă țin, trebuie să-i țin vreo 2 luni. Deci după aveți acasă în continuare? La casă, da, și acum au crescut. Câți? 5, 4, 4 mă, câți ai? 4 mici, pe măsa 5 și pe Tyson care e terorizat. Este terorizat. Eu nu pot să zic că merge pe vârful degetelor, că merge pe vârful ghearelor. Deci pe unghiuțele alea. Da, pe unghiuțe așa. Deci când trece pe lângă camăruța aia unde stau ei, e săracul terorizat. Dar ce vreau să zic este că o să-i dau, adică nu-i păstrez. Că n-am cum, dacă stau la curte, poate, dar n-am cum, că deja au crescut, până acum nu aveau nici ochi și așa. Mm-hmm. Încep să se mișcă și... Îl las ușa deschisă de acolo, de la mijloc unde se iei și se trezesc, stau pe niște pături făcut de lizi, ceva culcuș și se trezesc pe gresie și urlă bulangii. E rece, a? E rece. E rece, că n-am avut încălzire în pardusel, am putut viața. Că îi auzi și îmi dau seama că ceva s-a întâmplat, că am ieșit din culcuș de acolo și e terorism. Băga mea și în fine. Așa. Dar, na, asta dar iubești mult. Nu iubesc, dar mi-e milă de ei, dai seama ce să fiert pe ei. N-am ce să... Păi, măcar a fost sincer. Da. Până la prietena asta, cum mergea cu relația? Da, iartă-mă, stai să zic eu. Acum că ai devenit cunoscut și te... așa lumea. De ce te-ai uitat așa, te-ai pierdut la mult și ce? Ce? Nu, mă uităm la... A. Am văzut cu ăla ce. Așa. Acum, nu ai un pic mai mult succes, adică fetele, tinerel, crețuliu...
ești așa, nu ai niște regret așa? Că uite-o prietena, cum o cheamă? Nu, mie nu-mi place să vorbesc de viața mea. Dar nu vorbesc nimic. Despre... Nu zic niciodată nimic. Dar... Eu nu știu nimeni din ziua mea. Foarte bine, dar este ziua ta vreodată. Dar când e? Azi. Nu. Dovadă. Nu, n-am asta, nu. Nu, dar n-ai asta? Zici că... dacă mai scriu fete sau așa? Da, nu, dar da. Știi că mai fac fete ochi dulci, îți mai scriu... După spectacole dacă îți scriu. Da. Nu, se poate întâmpla, poate nu s-a întâmplat, poate sigur că iubita ta este cea mai frumoasă și cea mai cea dintre toate. Da. Dar când vezi câte o bucată, mie mi s-a întâmplat, te recunosc, că sunt așa, n-am ce să fac, am prieten, o respect, nu mă duc mai departe. Nevastă, da, ce la, fel. La fel de ei un pic de... Prieten, e, bă, căsătorit. Că mi-ai ști... Da. Păi nu, eu vorbesc că îți dai cu Lizzie de 9 ani și okay. Eu fac stand-up de 12 și-ți cunoscut la televizor de 20 și... Eu salvez câini și pisici. De 30. De 30. La 40 de ani. Nu se întâmplă absolut nimic. Bă, cred că orice se gândește. Nu vă gândiți și voi, bă, dar dacă... Mai stăteam eu un pic și văzusem eu una la un moment dat care mi-a zis că, mamă, Nana Nicule, ce aș face? Ce ai făcut cel mai, să zic, rușinos ca să obții... beneficii. De la o fată. Ai venit cu BMW-ul, ai închiriat... Asta nu-i rușinos, asta nu? Chiar e indicat. Era bine dacă... Veneam acum aici, îl punem. Ce-ai făcut așa, să zic, de care ți-ar fi rușine acum ca să obții bucurii de la o fată? Cred că e dușul ăla de te speli de două ori pe cap. Serios? Ca să fii sigur, da, maxim. Mai mult nu cred că am făcut niciodată. Te-ai masturbat vreodată înainte să faci sex ca să impresionezi? Ca să te țină mai mult? Da. Ai avut asta? Și asta nu ți se pare rușinos? Adică, nu, mi se pare creier. Mi se pare că ești foarte calculat și cumva pui suflet și atenție în relația ta. Adică asta demonstrează că vrei să o impresionezi pe ea, dar făcând ei mai bine, nu? Că până la urmă tu... Pentru ea faci asta. Pentru ea faci asta, nu pentru orgoliul tău. Că și care are vâncică gluma aia care mi se pare foarte bună, că zicea de o chestie așa, că i-a văzut o tipă, i-a văzut pula și a zis că cui vrei să provoci tu plăcere, o chestie aia mică, și a zis, mie. Mi se pare, da, aia e. Este foarte bună. Nu? Foarte bună. Dar atunci hai spune-ne despre, dacă vrei, bineînțeles, despre cea mai curuntă beție de care ți-e rușine, ți-a fost rușine și... Îți va fi rușine și dacă ți-e rușine, acum e clar că o să vină răspunsul ăla. Păi dacă mi-e rușine, nu o să vorbesc despre ea. Nu, că n-am probleme. Am multe, nașpa, nu știu, rușinoasă în ce sens, că nu știu. Că a doua zi te-ai trezit și ai zis, fucking shit, am mers în patru labe, și... am înjurat oameni, am spus prostii despre cei de la masă. Am făcut scandal, m-am pișat pe mine, atâtea... mi-a dat pantalonii jos. Că sunt atâtea motive pentru care putea să-ți fie rușine. Dar multe, că am diferit, nu știu, am una la balul meu de absolvire la facultate, ultimul lucru pe care mi-l amintesc era că eram cu un șat în mulțime și pe aia m-am trezit dimineața gol pe jos. Gol? Da. Unde? N-am făcut absolut nimic acasă. Adică n-am făcut absolut acasă. Nimic, dar acum ca idee. Nu te-ai trezit acolo. Nu. Da. Mai era că eram facultate. Dar nu, după aia, nu știu, a doua zi n-ai mai vorbit cu colegi, cu noi, bă, ce am făcut, cum am bă, aparent acasă, am făcut niște glume, în sensul că am fost doi care ne-am bătut joc de cineva și a fost un pic peste limită, așa ne-am cerut scuze, am fost la un moment, bă, chiar nici nu mi-amintesc, nu știu, eram așa și a fost ok. Dar am mai avut de-astea, nu știu, cred că e cel mai nasol e când te trezești undeva unde nu știi. Ăla mi se va o singură dată, mi s-a întâmplat să mă trezesc undeva blackout. Și nu știu unde ești efectiv și am ieșit și eram undeva într-un complex în afara Bucureștiului. Și am chemat Uber și mi-a dat 18 minute. Nu știai unde ești? Nu, nicio idee. Și după aia, în timp ce eram pe Uber, singur în casa, erau mai mulți oameni, dar nu știu. Nu prea. Și mie mi s-a întâmplat. Și m-am trezit. Era în câmp? Da, era un complex ăsta nou care era în câmp și nu era cu gard făcut așa frumos tip Cosmopolis sau ceva și m-am trezit și mi-a dat 18 minute Uber-ul și eu după aia când am intrat în Uber mă uitam pe geam să-mi dau seama pe ce parte am intrat și am intrat undeva pe militar, deci ce e după militari, dar am făcut vreo 40 de minute până acasă. Păi poate ai fost în militar rezident pe vremea când nu... Nu cred că... Bă, era efectiv, am ieșit, erau trei blocuri mari foarte mișto sau patru și în rest era câmp. Cred că era în Pitești. Da, s-ar putea, nu știu. Ăla cred că a fost cel mai nasol că m-am speriat, nu știam. Eu, mi-a făcut analize, ok. Am ajuns de la o petrecere pe fundul unui șantier unde acum sunt blocuri și când am mers cu un tramvai, țin minte,
Și am, nu pot să zic, bă, cu cine era am tramvai fost. Acolo, ești bine. Man, eram pe fundul unui șantier, că noi am ajuns cam înainte să înceapă aia muncă. Deci cam pe la 5 și jumătate eram acolo. Și era o groapă imens. Deci era, nu, era fundația unui bloc. Și aia când a venit muncitorii dimineața, știi? Păi și am început să muncească și ne-au, nu ne-au dat la o parte. Ai, erați mai mulți, dar băieți, eram ceva. Trei. Au fost băieți, mă. Eram cu un asociat de-a meu și cu nevasta lui. Și am stat și am început să miște cu buldozerele, cu camioanele și n-a venit nimeni să ne dea la o parte. Eram clar. În... Dar vă văzuseră. Evident că n-au văzut, dar au zis, bă, ăștia... Au făcut-o pe aia de mamă, știi, când dă sâmbăta cu aspiratorul tare. Au dat și ei târnă copul lângă voi. Nimic, deci munceau. Și erau mare, adică edita mai complexul. Macaral, n-alea, și cărau alea pe deasupra noastră. Noi nici n-aveam chef să plecăm, nici nu puteam, e adevărat. Și au stat, au muncit, cred că 2 ore până n-am reușit să ne cărăm picioarele. Dar 2 ore am stat acolo și au zis, și ăla a fost unul dintre cele mai ciudate, într-adevăr. M-am dus și m-am trezit pe fundul unui șantier de bloc și am stat 2 ore până... Se întâmplă, se întâmplă. Da. Eu, bine da. Că ați ce e cel mai important, că v-ați trezit. Asta e, știi, de fapt, la toată. Doamne, câte tâmpeni da. Facem sunt în viață. Zi tu, Nana Nicule, care e beția ta? Că ai zis că am zis că vă întreb și eu ceva. Am, uite, te uite, te-am mai întrebat asta, de fapt. Da, dar am... Dar ți-ai schimbat părerea? O am una dintre cele mai, că sunt multe, frate. Am de-astea în care am plecat pe Magheru și am făcut pariu că eu pot să merg în curul gol de la Universitate până la Romană. Și asta am făcut. Cinstit. Cinstit am făcut. Nu știam când ai făcut asta. Da, cred că sunt 15 ani în urmă. Dar deci tu ai tras seamnă... aia de biciclete de la Universitate. Deci, da, ce înseamnă? Doar cu fundul gol sau... Nu, m-am dat pantaloni în vin la genunchi. Și ai mers cu pantaloni în vine? Da, bine, mai veneau ăștia, mai ridicau că erau, era frică de poliție, mai dădea în jos, adică a fost așa un... Era mai mult, să dai seama. Câte pariuri de asta ai făcut? Nu mi-aduc aminte, dar nu cred că a fost pariu. A fost la modul dacă ai curaj sau măcar, n-ai. Vreți mă să modul, fac? Da, nu, da, da. Nici modul, măcar nu. Bă, da, știi? N-ai curaj, Natanticu, să nu știu ce. What? Da, ce mă? La ce oră era? Cred că era 4 dimineață. Ah, 4, e ok, nu, dacă o făceai la 5:30-6. Ziua. Da, dimineața, seara. Mă, nu, dimineața. Nu, era noapte, plecasem din club și... Și din asta. Că uite, dar, apropo, acum n-am să zic, apropo de funduri de astea, chiar m-am adus aminte de curând. De funduri. De astea, cum le ziceți voi românii? Eu n-am vrut să zic în pula goală că sună așa, în curul gol. Deci, da, nu, dar era important că fundul gol, cu tot timpul și le arată pe aici. Deci, da, da. Deci ieri dimineața am fost la filmarea, acea filmare, și era un fric de murei, era încă beznă că era filmare de noapte, da, se filma dimineața, și cine... Pe strada aia, tocmai și-a dat pantalonii jos, Gicu. Sinar, dar fundul, de-aia zic că fundul e una, să-ți arăt penisul, da, e alta. Dar v-a arătat fundul vouă și no, a ridicat da. Pantalonii, nu e... Păi da. Dar am mai făcut odată o treabă, apropo de armată, ne-am întâlnit, eram patru... Să terminăm cu oameni. Nu care sens, nu care sens. Acum aș dă seama mai bine de ce am făcut asta. Știți că există mersul ăla, pars de defilare. Da. La pasul de defilare există și un pas de defilare, cum ar veni, sărbătoresc. Adică doar mergi marș și mergi... Doar marș, da. Există niște mișcări. Bătaie. Știi că sunt mișcările alea de trupe la evenimente. Da. Se mișcă toată brigada într-un fel anume și sunt niște întoarcere anume, cu mitraliera pe o parte, te întorci cu stângul. Am făcut astăzi la introducere de la LCN, la cererea nimănui. Și acolo sunt niște pași anume pe care trebuie să-i faci, gândește, trebuie să fii sincron cu încă 100 de oameni. E o chestie foarte mișto așa când vizual o vezi. Vizual mai ales, da. E, și când am ieșit noi din, nu mai țin minte ce club, eram 3 sau 4 care făcuserăm armata întâmplător, da. Toți. Și în armată este regula următoare, chiar și dacă sunt 2 oameni, unul conduce. Deci în armată nu există 2 soldați care merg. Când merg 2 soldați, unul este șeful. Da. Totdeauna este așa. Și unul dintre ăștia a preluat comanda și a zis pas de defilare. Și pe Magheru, partea stălantă spre Unirii. Da, la ora 6 dimineața, autobuzele pline de oameni, 4 idioți care mergeau pas de defilare cu întoarceri din alea, înțelegi? Și lumea, bă, futu-vă în gură de pe ziua, noi mergem la muncă. Și asta țin minte, răspunsul nostru a fost exact chestia asta. Deci ne-am întors... Toate fundurile alea la un autobuz plin de aaa, vă omorâm. Mergeți mă la muncă că... Salarieții. Da. Idioți. Deci mi-am adus aminte exact de treaba asta. Acum ți-e rușine, gata, Dragoș a trecut. Mi-este rușine. Okay. Ce,
ce emisiune din cele existente ai vrea să prezinți la televizor? A, ce bună e asta. Bă, aș vrea foarte tare și Vlad Cuțite, dar nu neapărat să prezint, cât să fiu pe acolo. Nu, nu, nu. Deci no. Să prezinți în locul cuiva... A, să zic și pe cine elimin? Pe cine elimin? Poate nu trebuie să elimin tu, că nu e ca și cum... Pe cine scot de acolo, nu? Tu în locul cuiva care pleacă, nu trebuie să te duci tu să zică, băi, locul... mie nu se pare că Drecea e mai bun ca tine, domnul Dan Negru. A, nu. Aș scoate-o, deci, ori pe Gina sau pe Irina Fodor, știi că ele sunt ca să stau, da, aș vrea să merg la Șef la Cuțe ca să stau cu șefii. A, mi se pare catering așa, da. Gătești? Nu, n-am nicio treabă. A, deci de asta nici praf. Nu poți să ții în... Da, uite, poți să fii în locul lui Spic, că Spic acum nu știu dacă ai văzut. Nu, că el are treaba, are așa, eu doar vreau să vin, zic alea și tot să-mi zică, știi cum e zi lui Gina, mamă, că ce bine are să-mi zică și mie, mamă, Drăcea, cum e să acolo pe tine sau așa, să stau un pic să râcuie și pe aia să mă uit. Dar nu ți-ar plăcea să fii la aia care fac glume, de exemplu, în spate, nu știu, la România au talent, nu ți s-ar părea mai potrivit? Locul să fiu prezentator acolo? Smiley, pe Bartoș, da, nu știu, să sau poate la ai umor. Sau la ai umor, exact. Copoț. Cui ai vrea să iei locul? Nu, rămân. Lasă asta că ți-e rușine să zici. Nu. Plăcea? Băi, spune-ne. Cui ți-ar plăcea? Nu știu, nu să iei locul. Să fii în locul lui, hai. Să-ți fii în locul. Zi, mă, ți-ar plăcea Smiley, Bartoș. E bine și acolo, dar din nou rămân în locul lui Gina. Nu, e mai mișto acolo. Mi se pare Caterinca la Șef la Cuțite. Da, la aia acces direct. Cu cele mai tâmpite. În locul lui Mirela Vaida. Ți-ar plăcea să prezinți de la piatra de mine să vină însă. Pentru o sumă. 5.000 de euro ai prezentat. Pe lună? Acces direct. Da, da, lejer. Dar l-aș face tare. Da, 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 știu, știu. A fost Velea, da, 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 prezenta împreună, mi se pare. Da, prezenta cu... Sau el cu cineva, nu? Mona Gherghe, cred că... A, da, da, așa, da. Da, mi-ar plăcea la acest zic, dar aș face foarte tare acolo. Știi cum a fost Vulpița sau așa, îi scotea maxim în jumătate oră. Era că, știi că, nu știu, a avut scandal, că nu mai știu exact care a fost situația de la ce s-au luat, dar era clar că oamenii veniseră ca să fie bine, să așa. Da, ai cablu acasă la televizor, da. Cablu, te uiți? Care e emisiunea la care te uiți? Nu mă uit. Nu, din nou la Șef la Cuțite. Este singura emisiune care o privești și cu drag. Și mă elasia, sincer. Chiar mă elasia? Ți se pare că am fost jegos eu cu Lizzy? Că... N-am văzut episodul ăla. Chiar nu l-am văzut, de aia ți-am zis că nu știam la ce am vorbit înainte la Port TV, de unde venise muia la aia. Da, da, vezi că acum, sincer, și prietenii noștri care au avut, au zis, bă, nu se pare că ai făcut ceva, dar e și pentru că mă cunoști, știi? Și da. Că, adică privești cu alții, dar unul telespectator neutru poate să considere, băi... Eu ți-am zis că de-aia am avut și eu că dintre lumea din stand-up sau așa, ești prin aia foarte puțin de care n-auzi nașpa niciodată. Că da. Auzi de toată lumea la un moment dat câte o chestie. Cât de mică, dar de atâncă n-auzi. Și am întrebat pe toată lumea. Și-a rezolvat problema. Da. Ce azi, când a venit valul ăla așa? Nu. Da, nu. Eu chiar am crezut că ați făcut ceva, că ați împușcat un bebeluș live. Să da, am omorât cățeluși. Da, ați omorât cățeluși în timp ce omorați bebeluși în asta. Păi, acum noi am tot apelat la sinceritatea ta, dar acum o să avem o probă de care noi suntem foarte mândri. Avem aici acest decor de la Florărescu, îi mulțumim mult de tot. Papălatul se numește. Și pot să fac ceva să nu trească să le mănânc? Nu. Chiar trebuie să beau, după ce am băut bere și whisky. Lapte. A, dar punem doar cerele dacă vrei. Pun un pic de lapte să le... Nu, mă, punem doar cerele. Vrei să pun bere? Nu vrei să-mi pui doar bere în castronul? Hai zi, bine, hai, pune ce vrei tu, nu mai contează. Dar puțin de tot, că mie că nu mai plec de aici dacă îmi dai lapte după bere. Nici n-o să le simți. Uite, e asta de să se curețe. Mamă, ce cerere sale? Ciocapic. Ah, bune. Sunt bune alea. Chiar aveți buget la emisiune. Cum ai ce bogăție la Happy Fish? E bine, e ok. Cred că îl duc. Multe cereale ca să nu, dar așa. Ok. Dar l-ai pus și pe Mane, nu? Și Mane a mâncat? Doar cei care au intoleranță la lactoză sau... Mm-hmm. Au permisiunea, da. Nu, cred că. Mi-a zis doctorul că n-a trebuit să bea lapte, dar nu cred că. Bă, e foarte puțin și mai ales amestecate cu... Whisky? Cu whisky, cu aceste cereale, nu... Sunt bune ciocapii, nu am mai mâncat de mult. Mamă, dar am pus. Așa. Păi da, pus. Ca să-ți acopăr laptele ăla, ca să nu zici așa, că... Da. Hai să pun și asta. Ți-i dau întrebările. Sunt pregătite de mine, să știi. Da. Așa. Aceste... Și ce, trebuie să-ți răspund sincer? Absolut. Nu că dacă nu ne răspunzi, te o să te neci și o să mori. Mori. Deci mai asta bine murai de la țigări. Asta e spinul emisiunii, înțeleg? Am înțeles, bine. Nu bine. Poți, dacă te gândești, dacă încerci să o vrăjești, da, te neci, mori. Fii atent. E șansa ta să nu mori. Da, așa, ca să... Wow, bag. Ce întrebări.
Da, așa, ca să bagă aici. Așa. Așa. Și tu a trebuit să alegi una dintre variante. Ah, ok. Obligatorie, adică nu poți să zici niciuna sau bă, nu. Adică nu fi prea deștept cu noi. Bă, s-a părut ca... Adică nu poți să zici acum, bă... Nu-i prun, bă, aleg orice, ești nebun. Să mor eu, cum să nu? Bine, având în vedere că... Deci, practic, ți-l-am stropit, ca să zic, aceste cereale. Da, mă, e bine, cu... da. Dar nu, după bere mă nenorocea da, acum, mă, dacă da. Dădeai mult lapte. Ce bune dar ciocapic chiar mi-e poftă acum. Hai că l-ai înmuiat, dă-le încoa. Da. Ia zi. Exact, exact. Ce mi-e poftă, ești nebun? Eu îți dau. A, îmi dai tu? Da. Bine. Da. Păi să te rog să vii tu mai aproape. Așa. Să folosești șervețelul dacă e ceva. Așa. Și să fii atent la întrebări și să răspunzi sincer. Da. Trebuie să încep. Și stai, păi stai, și eu dacă nu răspund sincer, îmi dai sau... Cum? Te neci și noi ne dăm seama că ne minți. Deja tu o să mori dacă nu. Hai. Ne dăm seama că minți. Hai, am prostie, te păcălim. O să fiu obligat. Noi am început. Hai, mai bagă, mai dai. Club 99 sau Club Comics? Nu aș pun niciodată așa ceva. De că deja te neci. De la prima zi a dat-o în lambada. Haide. Hai. O să zic 99, că mai aproape ca asta. Bine. Turnul Severin. Cât ești deja? Turnul Severin sau București? Severin. Se strică. Băi, nu mai, dar nu mă ies. Vă-ți dau tot timpul, mă. Băi, dar nu e ok. E ok. Beat în centru vechi sau drogat în Amsterdam? Beat în centru vechi, nu mă drogat. Vlaghere sau Windows Shopping? Window. Doamne, am greșit deloc. Stand-up în deschidere la sala Palatului sau cap de afiș la Filarmonică în Timișoara? Filarmonică, n-am fost niciodată. Nu mă, să fii tu. Care tip? Mă, bă, la Filarmonică, da. Să cap de afiș. Da. Bine, cash sau card? Cash. Ca să nu ți-ai impozit. Mileu sau față de masă? Mileu, că Mileu e mai ok pe TV. Teo Vio Costel sau, sau Bordea Badea Micuțu? Teo Vio Costel. Lucruri spuse... mai aproape. Ce vrăjeam. Ce lucruri spuse la beție sau lucruri spuse la nervi? La beție, bă, la fel de sincere, nu știu. Bă, la beție. Alege, la beție. La beție, că nu mai amintesc. Escobar? Bă, Escobar sau Al Capone? Escobar, că nu știu nimic despre niciunul aproape. Știu că Escobar e cu Columbia, cu drogurile, nu? Da. Al Capone, nu știu. Al Capone era de a descoperit America. Da, 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 exact. Decapotabilă sau Jeep? Jeep? Se vede în date. Nu pușcă în decapotabile aici. Training sau costum? Training. Antenă sau ProTV? ProTV. Nu. Șef, ai... Antenă, că șef. Antenă, că mă la șef. Titular în Liga a doua sau rezervă în Liga 1? Rezervă în Liga 1. Bun. De ce? E cel mai bine să fii cel mai prost dintre aia bun decât cel mai bun dintre aia proști. Da. Okay. Faimă sau bani? Bani. Băi, toată lumea la rubrica asta, da. Toți vă, nu știu ce, după bani. Păi nu mănânc bani. Așa, băi, bag acum. Mamă, cât zahărau astea în ele, ești nebun? Dar îmi scopa bine. Bere e bună. Zi. Lasă, bagă-i acolo. Nu mai am multe zi. Homofob sau rasist? N-ai mult de gândire, haide. Bă... Dar vrea să scap microfonul. Nu știu. Trebuie să aleg? Da. Deci ce aș vrea eu să fiu? Nu, mă. Ce ai vrea? Ce ai, dacă ai fi să alegi între astea două, să fiu ori altă opțiune? Haideți, domnul Delcea, haideți. Mișogin. Nu, mă, nu știu. Hai. Hai, rasist. Deși n-am, că ni se vede. Dacă vi-l arăt pe bunică, e mai negru că camera aia. Dacă ai idee. Vă se super el. Dotat, dar gay? Da. Sau bogat, dar eunuc? Bogat cu bani, adică? Da. Da. Deci că bogat cu bani, eunuc, nu. Bogat, dar sărac. Da. Bun. Deci care? Eunuc și cu bani. Cu bani. Degeaba. Pot să fiu și gay și orice, dacă sărac nu mă ajută cu nimic. Așa. Mai departe. Un an de pușcărie? Aha. Sau noapte de amor cu alt bărbat? Cu un alt băiat. Perfect. Sau mici sau șaurma? Uite, aici e foarte greu.
aia cu rasism, cu homofob, am înțeles. Hai shaorma, să zic, da, chimicis, nu știu. Hai shaorma, na. Gangbang sau menaje a troa? Menaje a troa dacă nu e al băiat. E cu al băiat menaje a troa ca să aibă sens? Nu, nu, nu. Menaje a troa? Cine vrei? Sau gangbang? Ia. Hai, menaje a troa. Hai. Menaje a troa. Da, hai, că dacă nu... Uite, e mai romantic. Sunt puțin care au zis menaje a troa. Majoritatea gangbang. Nu m-aș băga, că e prea. E aglomerație, e și COVID. Nu e ok acum, scuze, da. Uitați. E, și cu aia trei nu e risc. Facem teste înainte, vorbim. Facem teste înainte, ca la filmele. Plus că dacă ne și cunoaștem, suntem ok. Da, exact, noi sunt șapte. Nu mai trebuie să ne... Sunteți toți vaccinați, mă. Știi când mănânci ceva dulce și spocnesc obrajii pe interior? Nu știu. Așa e. Yep. Domnul Bogdan Drăcea, cum v-a simțit la noi? Bine, m-a spart asta cu cereale. Da? Da. Mai vrei? Nu mai. Tu știi că foarte mulți invitați care vin și, bine, nu beau bere înainte, e drept, dar le pun un castron de... după ce se termină, bă, poți să mai pun puțin? Dar sunt foarte bune ciocapic, sincer. Sunt bune, dar de seama, totul zahăr și cacao. Păi aia e. Aia e. Exact. Este gustul copilăriei. Da, foarte bine. Stai, mă, că am zis că vă întreb și Nicu. Da. Dacă ar fi să te duci la alte emisiuni, acum la care te-ai duce? Repede. La alte emisiune? Da. Orice post, orice... Nu trebuie să fie neapărat la TV. Poți să zici orice. Dar să fie emisiune sau serial? Merge și serial, dacă îți place. Las Fierbinți. În Las Fierbinți te-ai băga? Da. De ce? Mi se pare că mă potrivesc cel mai bine acolo. Ca ce? Ca personaj. Ce ai fi? Gen... Țăran, nu-ți dai seama. Ce poți să fii în Las Fierbinți? A, să zici că... Chiar și... Nu știu... Nebunul satului, știi? Ok. Domnul Tetelu, pe Natanticul l-am întrebat cu sala 4. La tine care e apogeu în viață? Gen să faci ce? La noi v-am să vorbit... fac sau ce am făcut? Deci noi, ca să-ți faci o idee, întrebarea noastră a fost dacă ai face sex cu un bărbat, dar să fii cap de afiș la sala Palatului. Și știi doar tu cu băiatul ăla. Pentru tine care ar fi apogeu, gen în carieră, așa să zici, nu știu. Unde aș ajunge? Să ce ți-ai dorit cel mai mult? Eu? Da. Păi, ești pregătit? Mai durează o oră. Man, să fii deci, general sau... Deci, general în armată? Nu, dar e ceva care aș putea... Nu știu, dacă să faci un sala poate, un Cluj, 8.000 de oameni, un ceva. Sau nu știu. Sau să joci. Nu, eu n-am visul ăsta, nu. Care e cel mai mare? Aici sunt două. Alea, alea pe care mi-o doresc plauzibile și alea pe care mi le-aș dori complet neplauzibile. Așa, dacă vrei, așa. Complet neplauzibil ar fi, man, să joc într-un serial din America, că să mă ia ca român. Da. Și să joc și să știe toată, să vă și să le alea de pe și platou. Și să vă uitați la Netflix, voi. Da, și te vedem și acolo. Și să joc cu Christoph Waltz, cu aia, cu care chiar a fost să dau cu casting Alex și l-am luat. Să mă împuște. El înțelegi? Deci da, deci să joc și voi să vă uitați la cum ar fi, nu, deci fii în Squid Game să fiu ăla boșorul care... Boșorul. Tu să fii ăla șmeche, da, da, da. Da, și să fiu român care, adică ceva totuși mm-hmm. se poate întâmpla, dacă ar fi asta mi-aș dori. Deci să vă uitați, mama, al dracu, să deci fii atent, uite, și mai bine de atât. Ai serialul tău pe Netflix, tu ești vedeta principală și și rupe, se pișe pe Squid Game. Da, pe Glob, nu. Ai face sex cu un bărbat? Nu, unde? Treci. Acum? Nu cu mine, că noi n-am contract cu Netflix. Cine? Cu amândoi? Crede-mă, asta era, da? Trebuia să-i dai mult mai puțin. Man, mult tău, mai puțin. Deci... Nu, trebuie să-i dau mai greu aici, nu știu. Man, pentru, deci dacă îi dai acum o emisiune la Pro TV, ești nebun. Suge pula din ei. Am 38 de lei la mine. Plecând de la Andy Moisescu, terminând cu... Ți-ai pus problema greșit cu mine. Da, n-am știut, nu m-am gândit. Man, eu fac orice compromis pentru succes. Stai liniștit. Dar știi care e treaba? Că el nu face pentru succesul lui. Da, da, numai de-a dracu, de... Nu e de... Ce știu eu, băi, uite ce tare mie. Și zice, am ajuns pe merit aici, bă. Nu ca alții. Ce știu eu, ce am luat eu? Bă, na. Atât ai avut, astea două... Da, dar mă așteptam la... Da. Nu, nu. Mamă, dacă mă întrebai, tu trebuia să... Vrei, nu știu, poate ai tu... Să dau o direcție, nu ca să-ți pun eu ce să-l întreb. Să dau direcție. Când ai stat cu sexul, un bărbat să-și îndeplinea... Legeră. Cu Kyle, dacă vrei, încerc. Bine, eu acum îl suspectez pe Dragoș că a făcut chiar de plăcere, dacă... Nu sunt cele relevanțele, dar important e să ajungi undeva unde lumea o să țină minte ce știi, ue, ce, cum, te-ai încercat să pup penisul unui cal. Bă, n-aș avea nicio problemă. Uite, merge la Hergălie, la Râșnău, acolo, uite, și la... Îmi arăți calul, cel mai mare... Exact, alege tu calul. Cel mai mare și să faci tu Squid Game. Man, ești nebun. Mă doare în fund și să... O să te doare. Și să dăm și... O să te doare rău. Aia e problema.
Dar și după aia cocoma n-are ce mânghita. Mai căcărat așa? Da, da, da. Da, da, să uite că am sărit pe geamurile alea care trebuie. Ah, dacă aș ști piesa aia de Squid Game, să zic, dar nu știu. Lasă, nu, nu mai zic că... Nu e ca și cum, nu e ca și cum ai voce și oricum... Apoi am avut un... nu mai zic, gata, hai. Nu mai zic. Gata, Bogdanu, cam asta a fost. Băi, vă mulțumesc că m-ați chemat. E ceva ce nu te-am întrebat noi, ce ai vrut să spui, sau vrei tu să promovezi ceva, sau vrei tu să spui niște lucruri? Nu ai nimic de spus? Nu, că cine vrea să mă caute, mă găsește pe orice. Și pe stradă. Și pe stradă, nu? Da. Vreau să zic și eu ceva. Da. E al doilea invitat, care... Bă, ăștia de vârsta asta... Sunt 30 de ani, cum vă... Da, sunt mai, mă rog, curați, nu știu cum să zic așa, adică sunt pe mai cinstiți. Pe cine ați mai chemat tânăr, pe Mane? Da. Pe Mane are 39 de ani sau câți ani are? Nu, n-are, n-are mai puțin. Lumii, că mi-e drag. Mă, uite, am mai avut pe Toma. Par mai puțin, cum să zic, cum să zic, fals, așa, mi se pare mai ok. Adică... Deci pe cine ai avut tu de-aia avut fals? Am mințit. Băi, ăștia da, da, da. Mai mari, uite, mi se pare toți niște... Pentru Netflix... Din asta, știi? A, că sunt mai alunecoși. Da, da. Mi-a asta mi-a plăcut foarte mult. E a doilea invitat care e cu... Bine. Da, mă, dar nici nu-i pasă cuiva ce zicem noi. Băi, nu, nu e chiar adevărat. Așa. Nu e chiar așa, că până la urmă tu nu ești doar un tânăr pe care l-am chemat aici cu o perspectivă. Ești un om care are succes, uite, la porcă, are succes cu vlogere, ai succes și pe scenă. Lumea te știe chiar dacă n-ai apărut la televizor și te știe de la stand-up. Mare lucru, noi îți urăm multă baftă, îți mulțumim că ai venit la Stai. Eu vă mulțumesc. Mulțumim, Florărescu. Mulțumim, Baboiaș. Încă o dată, bravo. Bravo, te-ai distrat. Ți-a plăcut. Și să donați, că rămâne fără placă azi când plecăm de aici, să-i dea Dumnezeu sănătate și... Și toate cele bune la tuturor. Tu vrei să mai zici ceva? Nu mai zic, gata. Am zis tot de bine. Dar mă, dacă bine. Vrei să mai spui ceva, nu, oricum noi oprim. Dar tu să ne mai povești când mai stăm, că mai avem whisky, mai stăm un pic la povești. Gata, vă mulțumim că v-ați uitat. Pa!